Live deja. Ok. Bună ziua atunci la toți participanții. Vă mulțumesc mult că ați acceptat să participați la evenimentul de lansare a platformei Diaspora Connect. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc live pe platforma Privesc EU. Eu mă numesc Chico Alexandru și reprezint Asociația Rusească Fortius, echipă care a realizat această platformă, Diaspora Connect. Menționez că astăzi avem asigurată traducerea de doamna Inesa Coman. Cine are nevoie de traducere poate selecta opțiunea din subsolul paginii. Cu permisiunea dumneavoastră, vreau să anunț participanții de astăzi de la evenimentul nostru. Domnul Hans Martin Sieg, directorul Konrad Adenauer din Moldova și România. Thank you for your presence today. Domnul Victor Guzun, profesor universitar, ex-ambasador al Republicii Moldova în Estonia. Doamna Galina Sajin, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, aleasă pe circumscripția europeană. Domnul Sergiu Odainic, șef al Direcției Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afaceri Externe și Integrării Europene. Doamna Zupco Nadejda, director al Biroului Relații cu Diaspora. Doamna Alina Radu, jurnalist, director al publicației Ziarul de Gardă. Anastasia Condruc, jurnalist, reprezentant al platformei Moldova.org. Din Olanda avem alături de noi pe Dorina Baltag, fondator Noroc Olanda. Din România pe Nicoleta Brânză, jurist. Din Austria, Radu Cucoș, activează în cadrul secretariatului OSCE. Din Suedia alături de noi este Tatiana Bujanina, lector universitar, psiholog. Din Regatul Unit al Marii Britanii, Vika Demic, specialist în media și comunicare. Din Irlanda, lângă noi este Natalia Luncaș Ionel, expert în domeniul de marketing și PR. Din Belgia, lângă noi este Dumitru Marian, manager de proiect, inițiator proiectul Casanova. Din Regatul Unit al Marii Britanii, Dana Muntean, fondator al proiectului MentorMe. Înainte de a trece la discuție propriu-zis, aș vrea să ne amintim de un om foarte valoros care s-a implicat foarte mult în direct în problemele ce țin de diaspora, șef la Birou de Relații cu Diaspora, o persoană deosebită, domnul Valeriu Tulea, vreau să ofer condoleanțele noastre tuturor celor care l-au cunoscut și vă rog să păstrăm un moment de reculegere. Mulțumesc mult! Voi spune câteva cuvinte pe scurt despre asociația noastră, pentru cei care poate nu ne știu prea mult. Deja de mai bine de 4 ani, noi dezvoltăm proiecte în diferite domenii, în domenii precum buna guvernare sau instruiri privind administrația publică locală, dar avem și proiecte prin care creăm conținut în diverse domenii. Poate unii dintre dumneavoastră ați auzit de proiectul nostru, e normal așa, un proiect care vrea să simplifice anumite teme mai complexe, să le traducă într-un limbaj mai simplificat, pentru un public mai larg, sau proiectul nostru de combatere a fake news-ului, ca Vers pe Pereți, care l-am avut acum în perioada pandemiei, și un proiect cu care am discutat cu unii dintre dumneavoastră, în cadrul căruia am discutat nici călare, nici pe jos, o serie de interviuri cu oameni din diaspora. În plină pandemie am vrut să vedem cum trec ei peste această situație și să facem cumva o legătură, o punte între cei plecați și cei care au rămas acasă. În cadrul acestui proiect cumva s-a născut ideea platformei Diaspora Connect. A venit de la cineva din diaspora, de la Victoria Căpătici, care între timp a și devenit membru a echipei noastre. Ideea de bază a platformei Diaspora Connect este una simplă. De fapt, noi am vrut să creăm o rețea de profesioniști care să poată fi accesată și care să intre în legătură cu instituții media, instituții guvernamentale, misiuni diplomatice, ONG-uri, cu presa, să fie foarte ușor de accesat, să poată fi o comunitate care să poată comunica foarte simplu și să poată dezvolta proiecte în comun. Dar detalii despre idee și cum a apărut, o să rog mai târziu un pic să ne spună Victoria. Eu aș vrea foarte mult să mulțumesc întregii echipei CAS pentru sprijinul acordat și fără de care acest proiect n-ar fi fost posibil. Aș vrea să-i mulțumesc în mod special domnului Martin
SIG pentru sprijinul lui direct pentru acest proiect și nu doar pentru acest proiect, dar și pentru multe alte proiecte frumoase și bune din Republica Moldova. Și aș vrea să ofer cuvântul domnului SIG. Let's welcome Mr. SIG. Mulțumesc! Salutări călduroase tuturor, în numele Conrad Adenauer, a fundației acestea. Eu aș vrea să spun doar câteva cuvinte în limba engleză. Fundația Conrad Adenauer este o fundație politică germană care este aproape de creștini democrației din Europa. Noi promovăm supremația legii și democrația. La fel, noi acționăm în Republica Moldova de peste 10 ani deja. Aș vrea să mulțumesc prietenii noștri de la Fortus pentru o cooperare foarte bună și deja de o durată destul de lungă, pe care o avem. Și aș vrea să felicit la fel, în special cu ocazia acestui proiect nou, pe care, cred eu, se va transforma într-o valoare reală. Eu cred că este evident că Republica Moldova și diaspora sa foarte mare din Europa are o relație specială, este o situație specifică între țările europene și diaspora, desigur că este o valoare foarte mare pentru dezvoltarea Republicii Moldova în întregime. Acolo unde există anumite provocări la moment, desigur că în ceea ce privește transformarea țării într-o democrație bazată pe supremația legii. Și știți, dacă mă uit la acest program și este un aranjament internațional, site-ul va fi lansat foarte curând, dar noi vedem că proiectul, evident, deja se desfășoară, deja lucrează. Vreau să doresc tuturor niște discuții foarte fructuoase, vreau să doresc proiectul acesta succes mult și cred că toți cei care participă o să beneficieze de asta. Vreau să vă mulțumesc din numele Fundației Conrad Adenauer și vă doresc un eveniment de mare succes. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Mr. Sig. Noi vom continua cu intervenția Victoriei, care o să rog să ne povestească un pic despre începuturile ideii și cum asta a devenit realitate. Te rog frumos, Victoria. Mersi, mersi, Alexandru. Așadar, de unde a pornit totul? Despre diaspora s-a tot vorbit foarte mult din perspectiva remitențelor și a contribuției importante la economia țării, fapt care indiscutabil este foarte important. Însă talentul și experiența și energia celor de aici din diaspora sunt și ele o resursă extraordinară, iar platforma Diaspora Connect își propune să le scoată în evidență. Nevoia de a colabora cu diaspora nu mai este de mult o noutate, însă ceea ce își propune această platformă pentru a contribui la acest lucru este crearea unei rețele de oameni activi din diaspora care pot fi ușor găsiți și implicați în diverse colaborări, după cum de altfel a menționat și Alexandru mai devreme. Despre un astfel de concept de platformă pentru diaspora am auzit inițial de la Code for Romania, ei fiind o echipă extraordinară care dezvoltă soluții IT ca răspuns la diverse probleme din România. Mi-a plăcut enorm ideea lor și am simțit 100% aplicabilă și în cazul Moldovei, iar împreună cu echipa Fortius Moldova ne-am ocupat de dezvoltarea ideii pe parcursul ultimelor luni. În câteva momente o să parcurgem împreună toate secțiunile platformei, însă modulele ei de bază sunt căutare și filtrare, interacțiune între utilizatori prin întrebări și răspunsuri, dar și posibilitatea de a selecta mai mulți membri și a invita la discuții de grup. Și o altă secțiune este cea a noutăților care țin de diaspora. Noi ne-am propus să oferim o platformă care este în primul rând utilă pentru oamenii din diaspora, care se pot înregistra, își pot promova experiența, activitatea profesională sau serviciile, își pot extinde rețeaua profesională interacționând cu alți membri ai platformei,
De asemenea, sperăm ca cercurile, asociațiile profesionale din Moldova să aibă și ei de beneficiat, interacționând cu membrii din diasporă, din domeniile lor de interes, să poată face schimb de bune practici sau iniția proiecte comune. La fel și comunitățile academice sperăm să facă acest schimb de bune practici și să colaboreze cu membrii din diasporă pe linie academică. Mass media poate contacta membrii platformei pentru interviuri, în cazul în care aceștia s-au arătat deschiși pentru astfel de oportunități. Profesioniștii la început de carieră, care sunt în căutare de îndrumare, de asemenea sperăm foarte mult să beneficieze de această platformă. Instituțiile guvernamentale din Republica Moldova, evident, dar și misiunile diplomatice vor putea utiliza Diaspora Connect pentru diverse parteneriate sau colaborări cu diaspora. Iar lista de beneficiari și beneficii chiar sperăm să nu se oprească aici, pentru că sperăm ca platforma să fie un produs pe care să-l punem în valoare împreună. Noi am încercat să creăm un instrument modern, prietenos și ușor de folosit, iar pe măsură ce platforma va fi folosită și vom aduna feedback din partea utilizatorilor, vom reuși să o îmbunătățim, să o adaptăm nevoilor și intereselor celor care o folosesc. Din fericire, atât în țară cât și în diasporă sunt foarte multe inițiative și proiecte utile legate de parteneriatul cu diaspora pentru dezvoltarea Republicii Moldova și care sunt în serviciul moldovenilor. Iar ceea ce ne propunem în perioada următoare este să integrăm Diaspora Connect printre aceste inițiative și să explorăm împreună felurile în care am putea colabora. Pe finalul intervenției mele aș vrea să mulțumesc foarte mult tuturor susținătorilor proiectului și ambasadorilor pentru tot suportul de până acum. Ambasadorii proiectului sunt de fapt oamenii din diasporă care s-au înregistrat printre primii și au testat platforma, însă lista ambasadorilor cu siguranță este deschisă în continuare. Anul acesta, care a fost și este mai mult despre distanțare și izolare, noi zicem că este foarte frumos să reușim să ne întâlnim, să ne adunăm și să rămânem împreună într-o altfel de manieră. De altfel, îndemnul nostru pentru toți conaționalii noștri din diaspora este: haideți să ne cunoaștem, înregistrați-vă pe platformă, explorați-o. Și haideți să facem schimb de idei despre cum putem crește și cum putem continua șirul de lucruri bune pe care le putem face împreună. Mulțumesc! Mulțumim, Victoria! Eu voi încerca să fac acum o prezentare a platformei. Vă rog să-mi spuneți dacă se vede cumva ceea ce am făcut eu share. Se vede, da? Mersi mult. Deci, aceasta este prima pagină a platformei, homepage-ul, unde o să vedeți și intenția autorilor de a se focusa pe două module importante, și anume de a căuta un om și de a interacționa, a scrie o întrebare. O să vedeți aici, o să vă recunoașteți unii dintre dumneavoastră în pozele din partea dreaptă. Sunt dintre primele persoane care s-au înregistrat, sunt unii dintre ambasadorii noștri. Pe prima pagină, de asemenea, o să vedeți un modul de noutăți. Ne-am gândit noi că ar fi util să avem un modul de noutăți cu referire la diaspora, informații care vizează în mare parte diaspora, desigur preluate din anumite surse de încredere. O să discutăm acum și o să vedeți că sunt mai multe surse, nu doar ce avem noi aici pe prima pagină. O să avem un modul de sigur de conectare la rețele de socializare și ultimele întrebări. Asta găsim pe prima pagină. Și să trecem la cel mai important modul, caută un om. Acesta este modulul de bază a platformei, în care o să vedeți oamenii care s-au înregistrat și au făcut profil și au trecut datele aici.
Așa, vedem mai multe profile, după care urmează pagina 1, pagina 2 și toată magia este aici în partea stângă, unde noi putem, de fapt, să zicem că avem sute sau mii de oameni înregistrați pe platformă și ne dorim, suntem o instituție sau un ONG sau orice persoană putea să caute, de exemplu, să ne arate din România, să zicem un exemplu, persoanele din România, indiferent de profilul lor, avem acum două persoane, eu și Nicoleta Brânză, așa, sau nu ne interesează țara, am vrea, de exemplu, dacă știm persoana deja după nume, vedeți că platforma în timp real, imediat ce scrim, ne afișează persoana dată, sau și mai simplu, vrem să ne arate platforma toți coordonatorii de proiecte. Dacă am dat această opțiune, o să vedem cei cu acest profil afișați în listă. Așa, mai mult decât atât, unele persoane au ocupație de bază, să zicem că ei sunt coordonatori de proiecte, dar au experiență și expertiză în alte domenii, de exemplu, pot fi din alte domenii, nu știu, marketing, vânzări. Eu sunt marketing și vânzări. Așa, putem, de exemplu, ne dorim să știm toți coordonatorii de proiect care au experiență în marketing și vânzări din România sau din Italia pentru a-i chema să colaboreze într-un proiect sau orice ne dorim noi, putem să punem aceste filtre și să obținem foarte rapid o listă de persoane cu experiență într-un anumit domeniu pe care putem să-i conectăm, să le scriem și să-i întrebăm dacă ar vrea să colaboreze în anumite proiecte. Dacă avem și modulul de hobby, desigur, în care, de exemplu, o instituție scrie despre turismul din Italia și ar vrea să afle asta de la cineva care are un anumit profil, atunci el poate să aleagă de la hobby acest turism sau altceva și să găsească această persoană. Avem opțiune care nu este valabilă decât dacă intri în cont și vă arăt imediat. O să intru în contul meu. Așa. Și se cheamă conversație. Asta o putem folosi atunci când, după ce filtrăm profile pe care le dorim, le identificăm, putem să facem o discuție de grup cu acele profile, cu acele persoane. Printr-un simplu click, le-am selectat aici și dăm creați chat de grup. Și atunci imediat putem să întrebăm dacă doresc să colaboreze, dacă doresc să se implice într-un anumit proiect. Participanții vor primi pe mail-ul lor cu care s-au conectat, înștiințare că au fost contactați de cineva din platformă și pot intra aici și continua discuția. Nouă ni se pare un instrument foarte interesant pentru a interacționa și a fi o chestiune dinamică și pentru a grăbi procesul ăsta de contactare a persoanelor necesare în cadrul unor proiecte. Așa, este valabil doar dacă vă înregistrați și vă faceți, cel puțin vă înregistrați. Un alt modul scrie o întrebare. Ne-am gândit noi că foarte multă lume ar avea întrebări diverse din diferite țări, din diferite zone. Am făcut o categorisire a întrebărilor pe anumite temele, clar că pot fi extinse. Selectăm aici opțiunile, adresăm întrebarea și ceilalți o să vadă întrebarea. De exemplu, vă arăt întrebările mele. Care sunt condiții? De exemplu, asta e una dintre întrebări și dacă avem răspunsuri la ele, o să le vedem afișate, sigur că putem să răspundem. Iar și toți utilizatorii vor primi pe e-mail conversația dată. Așa, desigur, avem modulul de noutăți despre care ziceam noi. Ne-am gândit că este util să avem acest modul pentru a informa diaspora cu referitor la anumite oportunități sau informații dedicate lor. Ne-am gândit noi că vom reuși o colaborare cu instituțiile media și o să ne permită să preluăm anumite știri, informații, iar noi, desigur, vom oferi sursa de unde a fost preluată aceasta. Vedeți, de exemplu, ziarul de gardă, așa, articolul preluat. Jos sunt, sau Moldova.org, de exemplu.
Articolul integral poate fi văzut aici cu link la articolul original. Ok, desigur avem pagina despre proiect, unde avem și lista ambasadorilor, cărora le mulțumesc încă o dată că au acceptat să fie primii care să se înregistreze și să distribuie și la alte persoane. Desigur, e o listă deschisă și așteptăm și alte persoane să se includă în această listă și ne puteți contacta, desigur, cu pagina de contact. Vă mai arăt ceva foarte rapid, mă refer la profil. După ce ne logăm cu o adresă de e-mail, ar trebui să ne completăm profilul pentru a fi relevant cumva pe platformă. O să vedeți aici, desigur, datele de contact, nume, prenume, dar datele de contact pot fi publice sau private. Putem alege, de exemplu, și telefonul și e-mailul, ori una, ori alta. Avem o scurtă descriere. Avem aici țara în care locuim în prezent, în sensul că dacă eu sunt acum în Italia, scriu de când eu sunt în Italia, de ce am făcut această opțiune pentru a contacta, de exemplu, oamenii care într-o țară stau de mai mult timp și ar cunoaște realitățile de acolo. Dar o persoană anterior poate fi, de exemplu, poate a trăit și în alte țări și atunci el poate să adauge alte țări în care a locuit anterior. De asemenea, poate fi relevant pentru un anumit proiect. Dacă el a stat mai mult timp într-o țară, să-l putem întreba despre realitățile din acea țară. Pentru ce el poate fi contactat, userul poate să menționeze pentru ce el poate fi contactat pe această platformă, poate vrea doar să fie mentorat sau coaching sau interviuri sau proiecte comune și atunci își selectează de aici. Care este ocupația actuală, alege din această listă, iar dacă nu se regăsește, el poate scrie ocupația lui, iar noi ca admin putem să vedem și să includem în această listă ocupația pe care noi nu am gândit-o că ar avea-o. La fel este și cu domeniile de expertiză. Puteți include aici domenii de expertiză care nu sunt și noi vom fi înștiințați și le vom include în listă. La fel, dacă vorbiți o limbă pe care noi nu ne-am gândit că o puteți vorbi, o puteți adăuga aici la limbi și noi la fel o adăugăm în listă. Ne-am gândit noi că poate cineva vrea să arate anumite materiale sau ce m-a realizat și aici am un fel de mini portofoliu în care spunem așa un titlu și un link la acel portofoliu, poate fi un studiu, poate fi un material video, un interviu sau orice vă doriți dumneavoastră, puteți adăugați aici. Așa, și locuri de muncă până în prezent, foarte pe scurt, am gândit să nu fie prea scufos, o funcție, un loc de muncă, unde anume și o perioadă. Puteți adăuga câte doriți, desigur. Experiență nouă, le adăugăm aici. Asta a fost pagina de profil, n-am făcut-o prea stufoasă, sigur că putem adăuga pe viitor și alte funcționalități, dar am pus cele care ne-am gândit noi că ar fi de bază. Tot din această rubrică dedicată utilizatorului, mai sunt câteva opțiuni, unde poate vedea întrebările lui sau poate să se deconecteze dacă vrea. Așa. Desigur, la întrebări pot fi filtrate după categorii de întrebări. Haideți să intrăm aici la întrebări. Noi le putem filtra după țară. Vrem să vedem întrebările din țara în care mă aflu eu, din Marea Britanie sau din altă țară. Sau vreau să văd întrebările legate de COVID. Așa, am dat un simplu filtru și le afișează. Ok. Sunt, desigur, mai multe detalii care pot fi discutate, dar ca să nu lungim prea mult prezentarea, asta ar fi o variantă mai scurtă a prezentării, pe care aș vrea eu acum să o opresc. Așa. Ok. Sper că ați reușit să vedeți aceste funcționalități de bază. Vă încurajăm să vă înregistrați pe platformă și să faceți o încercare, să vedeți cum vi se pare. Eventual așteptăm cu mare drag feedback-uri de la dumneavoastră. Ok, mai departe, pentru a cuprinde cumva mai multe oportunități de implicare a diasporei, aș vrea să aflăm care este perspectiva domnului Victor Guzun, profesor universitar, fost ambasador în Estonia. Dacă ar putea dumnealui să intervină în această discuție, vă rugăm foarte mult. Okay, vă mulțumesc mult, Alexandru, Victoria și toți cei care au contribuit și, desigur, Martin, Fundația Adenauer pentru acest proiect. Eu voi încerca foarte rapid să notez câteva elemente principale după
ideile pe care... Eu am văzut platforma, m-am și logat, am încercat să mă și înregistrez, dar nu mi-ați permis. Deocamdată, pentru că abia astăzi se lansează, dar câteva idei generale care vreau să le zic numai decât. Deci, în primul rând, sunt câteva teme în Republica Moldova care apar așa în evidență, în vizor, odată la 4 ani sau odată la 3 ani. Și acestea, una dintre ele este diaspora. Ele apar un pic înainte de alegerile parlamentare și un pic după, după care interesul față de această temă descrește gradual, care înapoi crește. Și eu mă bucur tare mult că se dezvoltă o platformă care, într-un fel sau altul, se va dezvolta gradual și va oferi o posibilitate de conexiune într-un termen un pic mai lung, nu doar timp de câteva săptămâni sau luni, înainte sau după alegeri. O temă similară este, noi cu doamna deputat Sașin chiar discutam zile trecute în cadrul unui atelier, este posibilitatea de a vota sau nu a vota, excluderea cetățenilor noștri de la secțiile de vot și acum este foarte popular, sau cel puțin a fost foarte populară tema votului electronic. Acum văd că iarăși descrește interes pentru această temă. Eu tare sper că eu greșesc. Asta în primul rând. Dar al doilea rând, în Republica Moldova, și probabil că o să fiți de acord cu mine, există foarte multe inițiative foarte bune. Noi avem strategii foarte bune, avem planuri, noi avem foi de parcurs, noi avem platforme, noi avem aproape 200 de servicii de guvernare electronică. Problema nu este în strategii, problema este în implementarea lor. Și aici, de fapt, este problema cea mai mare, inclusiv asta probabil că se referă și la platforma despre care discutăm noi acum. Noi putem să dezvoltăm un mega super produs, dar dacă el nu va fi utilizat, nu va fi folosit masiv, probabil că noi va trebui să revenim la această discuție, să ne întrebăm de ce s-a întâmplat, de ce oamenii nu folosesc. Așa s-a întâmplat că în această perioadă, exact acum, eu lucrez la dezvoltarea unei platforme LMS în Republica Moldova, Learning Management System, pentru o categorie de funcționari din Republica Moldova, pentru că, de fapt, ce prezentați dumneavoastră este o formă simplificată a unui LMS, a unui e-learning platform, pentru că, de fapt, foarte multe din funcționalitățile unui LMS sunt în platforma dumneavoastră și aici sunt câteva elemente principale la care eu vreau să mă refer. În primul rând, desigur, ele sunt foarte importante. Ele este nevoie de a dezvolta o asemenea platformă, pentru că nimeni până acum, sistemic, nu a unit, dacă doriți, reprezentanții diasporii Republicii Moldova într-un mecanism cât de cât sistemic de cooperare. Da, există BRD, da, există niște mecanisme, dar ele mai mult sunt unidirecționale, ele nu acoperă reprezentanți din mai multe țări. Asta în primul rând. Într-al doilea rând, este problema aceasta de sustenabilitate. Pentru că dacă urmărim toate LMS-urile din Republica Moldova dezvoltate în timpul pandemiei curente, majoritatea dintre ele, cu excepția Academiei de Administrare Publică, atunci ele toate au fost construite într-un fel sau altul și dezvoltate cu ajutor extern și în cazul dumneavoastră este de fapt cu suportul fundației. Da? Întrebarea probabil de la bun început trebuie să fie cum asigurăm că această platformă va fi sustenabilă în termen lung și ce se întâmplă în acel moment în care fundația sau alte organisme internaționale sau interne, dar nu vor finanța într-un fel sau altul această platformă. Și aici noi trebuie să ne gândim de la bun început cam ce trebuie de făcut să asigurăm sustenabilitatea acestei platforme. Și aici răspunsul este evident după mine, cât mai multe parteneriate de la bun început. Ideea cu formarea de aceste forumuri specializate este foarte importantă pentru că există o mulțime de experiențe externe care pot fi folosite în Republica Moldova. Există această dinamică, dacă doriți, în Republica Moldova și mă bucură foarte mult că oamenii deja înțeleg că nu totul depinde de un minister X, Y sau Z sau agenții, dar de fapt crearea de această masă critică de oameni care pot schimba niște lucruri acolo în zona lor mică de interes sau în municipalitatea sau în primărie X, această temă deja începe să capte un fel de contur. Și eu vorbesc aici din experiență proprie. Noi am invitat foarte multe delegații din Republica Moldova aici și era extrem de important să vezi cum unii directori de școală spuneau eu vreau să fac o mică metamorfoză, dar să o fac să simt că ceva am făcut. Da? Deci oamenii deja au înțeles că totul nu depinde doar de Ministerul X, Y sau Z sau de guvern, ci ei singuri vor să fie parte la acest proces. Și atunci noi trebuie să definim acest mecanism eficient care să vadă care sunt practici. Practici sunt foarte multe și categoric potențialul diasporii de a veni cu astfel de practici în Republica Moldova este unul diminuat în acest moment.
Și această platformă pe care o propuneți dumneavoastră poate fi un mecanism extrem de bun. Dar încă o dată, nu uitați de această sustenabilitate, pentru că, iarăși, noi putem să creăm un mega super produs, dar dacă el nu va fi utilizat, atunci probabil că el își va pierde din relevant și va pierde destul de rapid. Un alt element important, și vorbesc aici din perspectiva Estoniei, de unde mă aflu eu, pentru că noi de fapt folosim tot online și având o mulțime de mecanisme online, este această luptă concurențială, dacă doriți, care din instrumente să le folosesc. Și răspunsul logic la această întrebare este că eu întotdeauna voi folosi acele instrumente care sunt dezvoltate A, foarte simplu, da? Ceea ce spunea și Victoria, eu numesc asta întotdeauna KISS, că se, nu este rock band-ul și nu este sărut, ci este keep it simple and short. Pentru că, de fapt, în acest amalgam de informațional masiv există foarte multe elemente și trebuie să ne punem întrebarea de ce oamenii trebuie să intre pe această platformă, de ce ei trebuie să rămână, care este foarte important. Pentru că dacă acolo nu va fi simplu, intuitiv și, scuzați, dar și fun, trebuie să fie cumva interesant, oamenii nu vor rămâne aici, pentru că există alte sute de platforme unde ei vor găsi acest lucru. Deci gândiți-vă asta de la bun început. Alexandru m-a rugat să vorbesc ceva despre diplomație. Diplomația modernă este evident și domnul Odainic Sergiu știe foarte bine acest lucru. Deci online se poate de făcut foarte multe lucruri, foarte rapid. Eu vorbesc aici din perspectiva inclusiv a fostei mele poziții diplomatice în cadrul Ministerului de Externe și în mod special având în considerare experiența Estoniei, diplomația este alt în ziua de astăzi. Deci online poți face foarte multe lucruri, foarte rapid, poți obține și aici este, noi vorbim de toate dimensiunile, diplomație directă, diplomație economică în mod special. Pentru că acum este foarte relevant să-ți găsești un partener, de exemplu, Digi din Estonia, în Finlanda și online îl poți găsi mult mai rapid decât eu aș apela, de exemplu, la canale obișnuite. Un alt element important este tot ce înseamnă open governance sau guvernare deschisă și în mod special aici mă refer la e-democrație sau e-guvernare. Probabil că Radu Cucoș va vorbi mult despre tema asta, dar asta este foarte important. Pentru că, de fapt, trebuie să fie o înțelegere clară că e-guvernarea asta nu este doar digitalizarea unor hârtii și transferate în suport electronic. Asta, de fapt, este o schimbare, o revoluționare a procesului de guvernare. Pentru că sunt o mulțime de elemente. Ele lucrează 24/7, ele nu obosesc, ele nu fac diferența dintre un ministru și un om obișnuit care nu are acces la telefon să sune. Dar sunt o mulțime de elemente care le pot fi folosit și aici experiența Estoniei probabil este una ultra relevantă. Un alt element important este ne-ați creat această idee de comunități dintre oameni care au aceleași interese și această modalitate de a pune împreună în aceeași platformă oamenii care au aceleași interese creează de fapt acea masă critică de oameni despre care eu vorbesc permanent. Pentru că noi putem să discutăm în Moldova chiar ieri, două zile în urmă, Agenția de Guvernare Electronică a sărbătorit cei 10 ani de la formare. Da? Dar, de fapt, utilizarea propriu-zisă a serviciilor rămâne una marginală în Republica Moldova. Și eu îmi permit să spun acest lucru, cunoscând destul de bine acest domeniu. Dar problema este că nu există o masă critică de oameni. Da? Și totodată această masă critică de oameni care, într-un fel, ar influența utilizarea unor servicii, probabil că este foarte important, care și ea poate fi creată, anume prin aceste parteneriate care le dezvoltați dumneavoastră. Bravo pentru această inițiativă! Și probabil unul din ultimele elemente la care vreau să mă refer este această dezvoltare acestui sentiment de ownership, dacă doriți. Da? Pentru că din nefericire în Republica Moldova acest lucru încă nu prea există. Există în majoritatea țărilor care sunt reprezentate de către dumneavoastră aici în discuția corespunzătoare. Pentru că noi întotdeauna, nu știu de ce, așteptăm ca cineva trebuie să ne soluționeze niște probleme, dar noi, de fapt, într-un fel sau altul, nu ne asumăm niște responsabilități. Deci, într-un fel sau altul, platforma despre care discutăm noi acum, platforma dumneavoastră, poate, într-un fel sau altul, contribui la acest lucru. Și, încă o dată, ultimul element este parteneriat. Încercați să găsiți cât mai mulți prieteni și aici vorbim nu doar de media, nu doar de ziare și reviste, dar noi vorbim de mai multe think tank-uri, de exemplu, sau de organizații internaționale și de ce nu instituții de stat? Pentru că niciodată nicio instituție de stat privată sau de care doriți dumneavoastră sau ONG-ul dumneavoastră nu va avea suficiente mecanisme, suficiente resurse și aici vorbesc nu doar de bani, dar vorbesc și de oameni care pot contribui
ca să dezvoltați o platformă care să fie A, sustenabilă, B, utilă și C, să nu fie doar o platformă care apare și post-factum ea într-un fel sau altul treptat dispare, dar să fie realmente un mecanism care poate să fie utilizat și pe care eu personal aș vrea să intru. Și ca să nu vorbesc pur și simplu așa, sunt gata să preiau, dacă doriți, tot ce înseamnă domeniul de guvernare și e-transformare în Republica Moldova, pentru că eu oricum fac acest lucru, dar într-un fel sau altul, cred că asta este foarte important de a fi implementat în Republica Moldova. Vă mulțumesc mult și sunt gata să răspund la oricare întrebări, să contribuie cu tot ce pot eu. Mersi mult! Mulțumim tare mult, domnule Guzun, pentru disponibilitatea dumneavoastră și pentru sugestiile pe care le-ați formulat. Sunt, cred eu, foarte importante și utile. Unele le-am intuit și noi, dumneavoastră le-ați formulat dintr-o perspectivă, cumva le-ați clarificat și le-ați așezat așa mai bine. Aș vrea să includem un pic sau să transferăm discuția noastră pentru un scurt moment pe o platformă parlamentară, să vedem ce ar crede legiuitorii noștri cu referire la diaspora și la problema includerii diasporii în procesul de dezvoltare a țării. Prin urmare, o invit pe doamna Galina Sajin, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, aleasă pe circumscripția europeană. Doamna Sajin, vă rog foarte mult dacă puteți să interveniți. Mulțumesc foarte mult! Felicitări și eu vă fac felicitări pentru inițiativă, căci admir foarte mult oamenii care, fără prea mult vâlvă, se apucă, fac ceva și apoi oferă produsul muncii lor tuturor. Eu sper că veți urma sfaturile pe care le-a acordat domnul Guzun în vederea sustenabilității și platforma asta va lua un avânt foarte mare. Are dreptate domnul Guzun despre faptul că la fiecare 4 ani se intensifică discuțiile despre diasporă, dar eu cred că totuși, începând cu 2016, această tendință pe alocuri a fost încălcată de inițiative mici, precum ar fi mici, poate nu așa de observate de tot publicul, pentru că nu citesc tot ziarul de gardă, de exemplu, care acordă o mare însemnătate diasporii și oferă platformă pentru o diasporă foarte mare. Și sunt așa fragmentate mai multe inițiative, adică care decurg și între 4 ani, între aceste perioade de 4 ani. Ce credem noi? Da, de niște ori auzim reproșuri că diaspora este atunci implicată doar în alegeri și nu ca și profesioniști. Eu sper că platforma voastră va demonstra așa altceva. Mă duc pe o linie mai lirică și vreau să zic că profesionalismul care se ascunde în diasporă este o comoară în adâncuri înfundată și ea trebuie desfundată și oferită atât pentru inițiative în țară, cât și peste hotare. Perioada pandemiei a fost una grea, dar a avut și o latură pozitivă că ne-a familiarizat cu diferite tehnologii, chiar și cu cei mai codași la acest obiect. Și eu cred că această latură va permite discuții în continuare pe diferite teme și schimb de informații. Și eu adesea am fost un punct de intersecție între întrebările din diasporă și pentru diasporă. Un exemplu, ca să vă spun, cineva căuta un jurist în diasporă, da? Și nu pot, baza mea de date, cât de bogată n-ar fi, oricum nu este exhaustivă, dar, mă rog, e la nivel artizanal schimbul acesta de informații prin grupurile care s-au creat pe oraș, pe țări, în rețelele de socializare și platforma voastră cred că va fi un foarte bun exemplu pentru un foarte bun instrument de ajutor pentru aceste oportunități.
Ceea ce văd eu bun încă în această platformă, unde se vor concentra toate informațiile despre oamenii profesioniști, este și faptul că va dezvolta o solidaritate între oamenii noștri care se află în diferite țări. Și atunci când cineva va avea nevoie de, nu știu, de serviciile juristului, se va adresa la juristul moldovean și nu la cel italian, de exemplu. Atunci când va avea nevoie să serbeze un eveniment în familie, va merge la antreprenorul care a deschis restaurantul în Northampton, de exemplu, și nu într-un restaurant englezesc. Aceasta este o solidaritate foarte bună. Și sper că așa profesioniști ca traducătoarea Veronica Vulpe din Spania, ca contabilul fiscal excepțional din Natalia Mereneanu din Italia, ca juristul Ana Nicorici din Londra, Corina Ajder din Berlin și cei ambasadori deja care sunt înregistrați aici pe platformă să fie contactați și serviciile lor să fie un semn de solidaritate între noi și pentru a lărgi platforma noastră de cunoștințe, de comunicare și așa mai departe. Tot în perioada pandemiei am fost contactată de către jurnaliști care căutau medicii noștri din diferite țări ca să obțină niște informații, așa cum la noi încă nu erau ajuns toate problemele legate de pandemie, ca să facă un schimb de experiență în acest sens. Și eu sper că noi aici pe platformă să găsim și această informație. Deci posibilitățile sunt infinit de mari și eu sper că va fi o experiență bună. Din partea noastră, vom depune toate eforturile de platformă legislativă. Dacă va fi necesar, vom merge cu inițiative. Domnul Victor Guzun știe că noi suntem deschiși spre anumite colaborări în ceea ce privește votul prin corespondență, mai întâi, apoi cel electronic. Dar, nu știm, noi avem o discuție mai veche, dar sperăm că toți cei care sunt de bună credință să colaboreze și să ajute la dezvoltarea acestei platforme, pentru că chiar este una pornită pe picior profesionist și eu vă doresc cât mai multe succese în acest sens. Mulțumim foarte mult, doamna Sajin, pentru sugestiile dumneavoastră. Mi-a plăcut foarte mult mențiunea cu privire la aspectul de solidaritate între cei din diasporă și cei de acasă. Sperăm să se întâmple așa cum ați menționat dumneavoastră și sperăm și suntem siguri că, dacă va fi cazul, vom găsi un partener în dumneavoastră și colegii dumneavoastră din Parlament. Am vrea să vedem acum care este perspectiva și cum se vede integrarea diasporii de pe platforma executivă și aș vrea respectiv să le invit pe domnul Danic Sergiu, șef al Direcției Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, pentru a ne prezenta perspectiva dumnealui. Vă rog foarte mult, domnul Danic. Mersi. Bună ziua tuturor încă o dată. Alexandru m-a prezentat în poziția mea de astăzi, însă vreau să spun că cu o bună parte din oameni prezenți la evenimentul de astăzi ne cunoaștem personal și, sincer, este regretabil faptul că ne vedem pe Zoom, pentru că acum, eu știu, 5-7 ani în urmă, dacă cineva îmi spunea că cu unii din voi o să mă văd doar așa, n-avea să vă cred. Așa că mersi pentru, în primul rând, organizarea acestui eveniment, dar și pentru această efort de coagulare a interesului sau a focalizării privirii diasporei în anumit punct, și punctul ăsta este unul care va uni de fapt mai multe dimensiuni, cea profesionistă sau cea de interes personal, de hobby, cum s-a menționat în prezentare.
În principiu, eu îmi făcusem câteva notițe, dar domnul ambasador Buzun cam mi-a pifat mai multe subiecte care vreau să le ating. Desigur că este de înțeles, a avut cel nouă experiență în diplomație și o are în continuare. Dar vreau să spun că cooperarea cu diaspora, de fapt, este unul din, eu știu, una din prioritățile esențiale a Ministerului de Externe și a misiunilor diplomatice, pentru că misiunile diplomatice și oficiile consulare sunt în primul rând deschise pentru a servi cetățenii noștri și pe lângă alte proiecte care se derulează în parteneriat cu statele străine, deci noi trebuie să acordăm suport cetățenilor, dar și să ascultăm ceea ce ei vor să spună. Se discuta, iată, subiectul că s-a atins cumva topicul respectiv în contextul în care diaspora este ascultată odată într-un ciclu de 4 ani de zile și acest lucru în principiu nu poate fi neglijat. Deci diaspora într-adevăr are nevoie de o platformă pe care să se poată expune, dar și să primească informații de utilitate cotidiană și nu doar la subiecte care deci, interesează însuși guvernul sau ministerele, dar de subiecte vitale care sunt importante pentru oamenii noștri peste hotare. În acest sens, ar fi un understatement de a spune că este o platformă utilă, deoarece chiar înainte de a mă pregăti de participare, am vizualizat site-ul în testare, sau cum se spune, deci în regim de testare și am văzut care sunt întrebările, care este structura și mi-am dat seama că, de fapt, multe dintre întrebările care sunt expuse acolo și mă gândesc că astea sunt întrebările care sunt de suprafață, deci care primele intră în atenția unui cetățean de nostru aflat pe hotare, deci toate întrebările astea, de fapt, țin de activitatea sau implicarea misiunilor diplomatice, pentru că felul în care cetățenii se înregistrează sau își legalizează șederea sau cum călătoriesc, la cine trebuie să se adreseze și așa mai departe, deci sunt niște întrebări de care trebuie adunate și la care trebuie de oferit răspunsul corespunzător. Desigur că misiunile diplomatice, în cazul dat, ar putea urmări aceste întrebări ca să vadă trendul sau situația cetățenilor generală în țara respectivă și în modul corespunzător să ia atitudine atât în dialogul cu cetățenii nemijlocit, dar și cu statele sau autoritățile statelor de reședință în care aceste întrebări apar și au nevoie de identificarea unor soluții. Cât ține despre implicarea misiunilor diplomatice ca un operator al acestui instrument, da? Vreau să spun că, desigur, acest lucru va depinde mult de atitudinea însuși a șefilor misiunilor și a persoanelor care dețin competențe în dosarul diasporei din fiecare misiune în parte. Desigur că mi-aș dori ca fiecare ambasador să aibă cunoștință sau să aibă și dorința respectivă de a propaga instrumentul respectiv, dar și a-l folosi în lucrul său cotidian. Și în acest subiect aș vrea să adaug și latura de outreach. Adică, oricum, în afară de faptul că noi aici ne-am adunat, o să discutăm, o să fie live. Alexandru spunea că există printre invitații ambasadori ai proiectului, păi iată, ar fi bine, sau asta ar veni ca o sugestie din partea mea, ar fi bine ca numărul acestor ambasadori, atât în spațiu virtual, cât și în rețelele, în network-ul de oameni din diaspora, să fie cât mai mult, pentru că proiectul respectiv nu să aibă doar o performanță tehnică bună, dar el, în primul rând, trebuie să ajungă la destinatar, adică la persoanele care în mijlocit îl vor folosi și își vor introduce datele personale pentru a fi contactați, pentru a găsi oportunități, pentru a
crea, nu știu, chiar apropo, nu am văzut acest lucru pe site, dar poate pe viitor o să fie pentru a crea un fel de locuri de forum sau de organizare evenimentelor și promovare acestora, pentru că foarte des aceste lucruri se fac pe careva grupuri restrânse pe rețelele de socializare și unele mesaje de genul ăsta pot să se piardă. Iată, asta ar fi o sugestie tot, outreach cât mai intens pentru a aduce în atenția persoanelor interesate despre existența unui asemenea instrument. La fel, tot a fost abordat acest subiect de către doamna Galina Sajin. Deci există cumva două realități paralele pe care acest site, instrument, ar putea să le egaleze, să le niveleze cumva, și anume este realitatea obiectivă, cea pe care o vede cetățeanul nostru psihotare, și realitatea subiectivă pe care o ved autoritățile, care reiese din cadrul legal, unele chestii destul de pragmatice în sensul administrării publice și așa mai departe. Deci asta nu este ceva rău sau nenormal, dar acest lucru există. Și iată, de exemplu, o dată pe an sau la câțiva ani când se organizează zilele diasporei, reprezentanții diasporei se adună, noi ne cunoaștem deja la față cu foarte mulți din reprezentanții comunităților noastre. Noi discutăm un ciclu de probleme, le constatăm, după care ministerele implicate le prezintă, le raportează mai departe și cumva până la următoarea rundă se întreprind careva măsuri, însă constatăm că oricum diaspora nu este satisfăcută sau mulțumită de unele rezultate pe care noi putem să le aducem. Și în sensul ăsta, asemenea instrumente care sunt independente ar putea servi tot ca o punte de dialog sau o oglindă a realității, pentru că autoritățile totuși să vadă care sunt problemele identificate de însăși cetățeni, da? De exemplu, fie această, eu știu, fie problema în prestarea serviciilor publice. De fapt, acest lucru mai tare ne interesează pe noi ca direcție consulară, pentru că noi suntem cei care oferim sau facem managementul serviciilor publice prin misiunile diplomatice. Și iată când, de exemplu, noi sau misiunile diplomatice au binevoința de a implementa careva servicii, de a lărgi serviciile astea, de a le face mai ușoare. Însă acest lucru are nevoie de un dialog intern guvernamental mai intens, însă el trebuie de fiecare dată practic motivat, cu necesități, cu cerințe din partea diaspora și așa mai departe. Și atunci când ar fi așa un barometru de măsurare, sau da, un instrument de măsurare a barometrului opiniei publice pe subiect cheie ce țin de diaspora, nemijlocit fiind aceste servicii publice, sau alte chestiuni care, mă rog, nu țin parte nemijlocit de Ministerul de Externe, atunci acest lucru ar putea aduce un beneficiu pentru realizarea și sesizarea problemelor concetățenilor noștri de peste hotare. Cam asta am vrut să spun. Dacă o să mai fie întrebări, desigur că vă rog să le adresați și mersi pentru oferirea posibilității de a ne expune. Mulțumim tare mult, domnul Dainic. Sugestiile dumneavoastră sunt sigur foarte binevenite. Chiar mi-a plăcut foarte mult ideea să avem un modul în care să trecem, să afișăm unele inițiative deja elaborate de către diaspora, unele care sunt la anumite etape incipiente și pot să alături și alte persoane. Vom ține cont și neapărat vom încerca să dezvoltăm module suplimentare și să integrăm platforma cu alții platforme care există sau care își propun să apară în viitor. Noi știm cu toții probabil că avem o instituție care se ocupă în mod nemijlocit de problemele diasporei. În cadrul guvernului avem biroul de relații cu diaspora, o instituție care este conectată foarte bine la nevoile diasporei și cunoaște problemele de aproape. Am discutat deja de
despre o posibilă colaborare, să vedem cum reușim să extindem această discuție. Respectiv, vreau să o invit în discuția noastră pe doamna Zupco Nadejda, reprezentant al Biroului de Relații cu Diaspora. Doamna Nadejda, vă rog foarte mult. Bună ziua, mulțumesc foarte mult. O să încep probabil cu mulțumiri în adresa voastră pentru că ați oferit un minut de reculegere pentru domnul Turea. Pierderea dânsului ne va marca nu neapărat și instituția, dar și probabil activitatea o perioadă mare de timp. Sunt onorată să particip la acest eveniment și observ cu mare dragă procesele și progresele realizate în ultimii ani în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare. Diaspora rămâne o putere, un potențial care trebuie să fie valorificat. Alexandru m-a rugat să fac și eu o remarcă legată de programele guvernamentale. Eu aici voi veni doar cu un exemplu legat de programul Diaspora Acasă Reușește, dar 1+3, care este un program guvernamental care ține să stimuleze implicarea diasporii în dezvoltarea socioeconomică a localităților de Baștină. Deci, pentru anul 2020 a fost alocată suma de 10 milioane de lei. Noi am reușit să, prin proiecte autorităților publice locale și implicare diasporii, să valorificăm 98% din suma alocată în cadrul 42 de proiecte legate de dezvoltarea turismului, 5 proiecte, infrastructură, recreere și sport, 9 proiecte, infrastructură pietonală, iluminat stradal și dezvoltarea social-culturală, a câte 8 proiecte și protecția mediului, 5 proiecte. Proiecte probabil realizate în profida tuturor provocărilor legate de pandemia COVID. Proiectele date au fost cu succes, autoritățile publice locale au reușit să mobilizeze diaspora, ceea ce este foarte îmbucurător. S-a lucrat foarte mult în obținerea acestui rezultat. Aici, dacă îmi permiteți, eu îmi voi permite să mulțumesc regretatului domnului Turea, care cu toate că nu mai este pentru noi, rezultatul în cadrul programului îi aparține. El a reușit să echilibreze cumva lucrurile în așa fel încât BRD-ul să fie privit ca un instrument de suport creat pentru consolidarea diasporii. De aceea nu o să fac referire la mai multe programe care le organizează Biroul Relații cu Diaspora. Ele sunt cunoscute. Este programul Diaspora Engagement Hub, este programul destinat copiilor DOR. Sunt organizate anual, în luna august este organizată Zilele Diasporei. Sunt niște programe care eu sper că în viitor se vor regăsi și pe pagina Diaspora Connect. Dacă să fac un pic să menționez Zilele Diasporei care au fost organizate anul respectiv, pentru prima dată evenimentul legat de Zilele Diasporei a fost organizat online și noi am reușit anul ăsta să avem, de fapt statistica arată că în cadrul Zilelor Diasporei au vizualizat evenimentul circa 40.000 de urmăritori, asta în pofida faptului că pagina Facebook a biroului este urmărită de 11.000 și respectiv noi suntem conștienți de faptul că cu toate că nu s-au implicat direct, dar au aflat despre noi și au fost cu noi în timpul evenimentului. O mică precizare legată de platforma Diaspora Content. Mă bucur să văd o platformă interactivă, ușoară ca conținut, ca informat, cu informații destul de concrete și care are menirea să identifice noi persoane în diaspora. Tot aici vreau să punctez că și noi suntem în proces de elaborare a unei platforme care urmează să fie una mult mai instituționalizată. Deja am avut careva discuții și cu autorii Diaspora Content și s-au arătat să fie foarte deschiși, să implice cu suport, având drept bază experiența în crearea platformei Diasporei Content, probabil vom reuși și noi să avansăm în acest sens.
Este important să avem niște instrumente funcționale de durată și la etapa dată, eu înțeleg că voi ați avansat. Urmează să identificăm împreună deja pârghii în vederea corelării acestui efort, ca el să fie unul comun. Eu voi finisa aici intervenția mea oferind posibilitatea și altor paneliști să intervină și voi fi cu voi până la sfârșitul evenimentului pentru a răspunde la întrebări dacă acestea vor fi adresate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Zubco. Sperăm să reușim o colaborare cât mai eficientă și fructuoasă în colaborare cu BRD-ul. Probabil o să fim cu toții de acord că o societate poate fi democratică atâta timp cât are o presă independentă și liberă și profesionistă. La noi în Moldova sunt câteva instituții care într-un mod echilibrat și profesionist relatează realitatea zilei și aduc în fața oamenilor informații corecte și relevante. Ba mai mult au și proiecte legate de diaspora. Tocmai de aceea vreau să o invit pe doamna Alina Radu, jurnalist, director la Ziarul de Gardă, să intervină în discuția noastră. Doamna Radu, vă rugăm. Da, mulțumesc, bună ziua și bine v-am găsit și mă bucur să vă revăd pe mulți dintre voi cu care ne cunoaștem personal și să fac cunoștință cu alți oameni din diaspora, dar și de acasă și să fac cunoștință cu acest nou proiect. Vreau să spun câteva cuvinte și să structurez alocuțiunea mea, să zicem, pe trei puncte. Vreau să spun în câteva cuvinte ce am făcut noi la Ziarul de Gardă ca să avem o comunicare mai bună cu diaspora și de ce. Aș vrea să spun ce ar putea face de acum încolo presa și în final vreau să ofer poate niște idei cum ar putea comunica această platformă cu presa într-un mod activ și constant. Deci, mă rog, noi comunicăm cu toți cetățenii și nu am vrut foarte mult să segregăm diaspora, dar lucrurile au evoluat, numărul de cetățeni plecați a fost tot mai mare și la un moment ne-am pomenit că am și creat o pagină în Ziarul de Gardă intitulată Diaspora, nu știu dacă ați văzut, dar uitați-vă că se numește Diaspora. Pagina are deja câțiva ani. Țin minte că am lansat-o cu 4 ani în urmă și ne consultasem atunci cu Anastasia Condruc, că ea avea un grup foarte mare, care și este acum, dar atunci era un fel de boom, cu Adopt un Vot și am zis, păi ce, noi tot trebuie să facem ceva pe offline, pentru că nu toți stau pe grupuri, sunt foarte mulți, dar încă mai sunt oameni care citezeare. Și atunci am decis să dedicăm o pagină diasporei și să oferim această platformă ca oamenii să-și scrie singuri istoriile din diasporă și să le ofere cititorilor de acasă. A fost o experiență, desigur, complicată și plină de provocări, pentru că foarte mulți doresc să scrie ceva într-un ziar, dar până la urmă tot una ai nevoie de un editor care să ajute puțin să adapteze, să ajusteze textele, pentru că oamenii au plecat să facă multe alte lucruri, nu să facă jurnalism și e nevoie de ajutor. Oricum, pagina are deja mai mult de 4 ani și vă spun sincer că primim scrisori de la cititorii din sate și care spun că le place pagina Diaspora și le place foarte mult să afle istorii. Sigur că există și proiecte televizate despre ce face diaspora și proiecte online și e bine să fie cât mai multe. Noi însă vom continua să ținem pagina diaspora pentru că am simțit că s-a făcut o legătură între oamenii din Europa sau de oriunde sunt ei plecați cu oamenii din satele Republicii Moldova. Am avut mai multe istorii sentimentale, interesante, când nepoți sau copii au scris urări de ziua de naștere bunicilor și le-au publicat în Ziarul de Gardă și bunicul a primit ziarul și a citit urarea sau a văzut fotografia
copiilor, nepoților. Deci, și după asta ne-a scris nou cât de impresionant a fost și după asta iarăși nepotul sau nepoata sau copilul a plasat pe rețele sociale această scrisoare publicată în Ziarul de Gardă. Deci s-au creat niște istorii umane foarte interesante. Pe lângă asta am observat o sete a unor reprezentanți ai diasporei să scrie pentru Ziarul de Gardă și am înțeles că pentru ei este important să se expună, să-și expună fie ideile sau experiențele într-o instituție media de acasă, pentru că acolo unde au plecat mulți dintre ei poate fac niște munci necalificate, dar ei de fapt sunt niște profesioniști în niște domenii și atunci noi ajutăm cumva ca acești oameni să se simtă din nou profesioniști. Poate unii chiar au evoluat foarte bine și atunci tot noi ajutăm să dăm lumii de știre că acești oameni, uite, au plecat, dar se descurcă și fac foarte bine. Poate unii chiar se sesizează și semnalează și niște probleme în diasporă pentru că ele există. În fine, în acești ani am înțeles destul de multe lucruri despre diasporă și cred că ne-am apropiat atât de bine încât atunci când se întâmplă evenimente majore, suntem absolut copleșiți de mesaje pe care le primim în privat de la membrii diasporei care ne scriu și vor să participe sau să contribuie imediat cu ceva, nu mai zic de campaniile electorale. Bucuria noastră nu are margini să primim imagini, video, fotografii, mesaje despre cum cât de activ sunt reprezentanții diasporei și cât de mult vor ei să contribuie la democrația de acasă. De aici vreau să zic ce am putea face noi în continuare. Nu trebuie foarte mult să explic că noi la Ziarul de Gardă suntem interesați oricum și rămânem devotați cauzei combaterii corupției și combaterii violării drepturilor omului și asta vrem să aflăm de la diasporă în fiecare zi. Pe noi ne interesează nu doar oamenii să fie experți în străinătate și să zic, uite, eu sunt angajat la Procuratura din Lyon sau la Ministerul de Interne din orice țară. Pe noi ne interesează senzația oricărui cetățean plecat despre cum funcționează democrația în alte țări, despre cum e combătută corupția și cum sunt respectate drepturile omului. Poate să fie și o persoană care coace pizza sau poate să fie și o persoană care lucrează într-o primărie. Ne interesează cum văd ei transparența, cum văd ei că funcționează justiția, cum văd ei că sunt protejate drepturile omului. Cu cât mai multe mesaje și experiențe de acest fel vom publica și cu cât mai mult vom arăta cetățenilor de aici că, uite, în alte țări funcționează, deci e posibil și la noi, pentru că la moment trebuie să recunoaștem că aceasta e problema cea mai importantă cu clasă politică coruptă, cu atât mai ușor ne va fi să facem schimbări. Acum, care ar fi așteptarea de la acest proiect? Arată foarte bine, e funcțional, dar deocamdată, ca și orice proiect la început de cale, e puțin cunoscut și oamenii nu stau să aștepte, hai să apară ceva, să mă duc și eu să spun ceva. Oamenii trebuie conectați, cumva atrași și trași de mânecă, interesați de ceva. Deci o să fie puțin dacă o să publicați sau o să republicați ce a mai fost în mass media, pentru că diaspora până să ajungă la această pagină web, ei și-au cam format niște tradiții de a citi și o să intre, dacă nu pe Ziarul de Gardă, o să intre pe Jurnal sau pe Moldova.org sau pe ProTV, acolo unde ei deja s-au deprins să se informeze. Deci pentru mine e o onoare și o plăcere să văd că articolele noastre sunt republicate aici, dar asta este foarte puțin. Haideți să ne gândim cum generăm conținut, nu doar atragem oamenii să citească ce s-a scris deja.
Deci, cred că e nevoie și probabil o să faceți, când am întrebat, o să faceți un comunicat de presă sau o să faceți o ceva prin care o să semnalați că acest proiect a fost lansat, dar trebuie să oferiți presei și instituțiilor mass media în care aveți încredere ceva care li s-ar potrivi lor, da? Deci noi vrem să știm despre corupție și n-am văzut acolo la domenii nimic despre corupție, dar desigur că vrem să cunoaștem și experiențele ce țin de domeniul educației sau agriculturii sau oricare. Oricum, dacă ne uităm la, și au menționat și vorbitorii anteriori, diaspora se activizează când se întâmplă niște evenimente politice, să zicem, și atunci trebuie să fim conștienți că, iată, de exemplu, noi simțim și noi vedem după datele de Google Analytics când intră diaspora cel mai mult pe pagina Ziarului de Gardă. Atunci când sunt proteste, alegeri, se întâmplă votări noaptea, votarea legilor fără să fie discutate, da? Și așa, probabil, cred eu că vor intra oamenii și pe pagina dumneavoastră, dacă o să vă pliați să răspundeți la niște întrebări atunci când se întâmplă evenimente care generează întrebări, care generează frământări, care deranjează oamenii, care îi face să vrea să afle mai mult. Deci, în acest mod, cred eu că ne putem conecta reciproc și mass media și diaspora. Desigur că nu trebuie să remarc și am plăcerea să remarc că diaspora e văzută ca o instituție care se implică atunci când Moldova are nevoie. Nu o să mai zic cât de bine au funcționat diverse proiecte de caritate. Trebuie să mulțumesc și eu reprezentanților diasporei care, unii dintre ei au donat abonamente, unii dintre ei s-au implicat în campaniile noastre ca să aboneze bătrânii din sate sau învățătorii sau bibliotecarii. Anul trecut, prietenul Ziarului de Gardă Italia a organizat o campanie la care au participat reprezentanții diasporii de oriunde și au donat abonamente pentru școli și biblioteci și învățători, dar eu vreau să contribuim împreună la dezvoltarea democrației în Republica Moldova și să nu lăsăm să considerăm diaspora doar ca o sursă de acte de binefacere, de caritate. E foarte important, dar nu vreau să credem că omul care a plecat e doar o sursă financiară. Vreau să credem și să educăm publicul să înțeleagă că omul care a plecat e o sursă de diverse experiențe și e o sursă de energie care ne poate ajuta să combatem corupția și să dezvoltăm democrația și să facem lucrurile să funcționeze mai bine aici. Și ultima mea dorință și rugăminte pentru această platformă, dacă vreți să rămânem prieteni, trebuie să rămâneți apolitici, non-guvernamentali, adică eu respect toate instituțiile, dar cel puțin nou nu ne-a reușit foarte mult să ne împrietenim cu guvernele și noi trebuie să privim critic activitatea guvernelor și nu ne-a reușit să ne împrietenim cu partidele politice și trebuie să privim critic la activitatea acestora. Deci salut orice instituție independentă și orice proiect independent creat. Desigur că această platformă poate colabora cu guverne constructive și transparente, dar mă tem de colaborări cu guverne obscure, corupte și care încalcă drepturile omului. Cam asta e ce am vrut să spun pe scurt. Mulțumesc foarte mult! Doamna Radu, vă mulțumim foarte mult. Eu sunt sigur că noi o să respectăm acele criterii încât noi să rămânem prieteni la nivel de instituții. Eu apreciez, și nu doar eu, dar cred că foarte mult de aici, efortul Ziarului de Gardă, probabil fără efortul dumneavoastră în definiția presii libere nu ar fi completă. Sugestiile noastre sunt la fel binevenite și sperăm să avem, știu că stăm cu timpul foarte prost toată lumea, dar sperăm poate să avem o discuție mai tehnică, să încercăm să vedem o formă de colaborare, cum a reușit să fie una cât mai potrivită. Mulțumim tare mult și sperăm să ne reauzim.
Moldova.org. Ea este o platformă care are foarte multe proiecte interesante și frumoase și eu urmăresc cu mare drag și energia oamenilor de acolo este pur și simplu molipsitoare. Și eu vreau să mă invit în scena virtuală pe Anastasia Condruc, jurnalista Moldova.org și membru cu acte în regulă a diasporii. Anastasia, te rog. Bună ziua, Alexandru, bună ziua tuturor, mulțumesc tare mult, tare mă bucur să văd atâta lume bună și interesantă aici, cu o grămadă de idei. Felicitări pentru platforma lansată, eu sunt unul dintre șoriceii de laborator care am intrat acolo și am făcut click pe toate butoanele și am încercat să dau feedback pe cât am putut. Felicitări cu ocazia lansării încă o dată. Senzația mea este că este un prim pas foarte bun, o bază solidă care s-a pus pentru o idee despre care se discuta de foarte mult timp, pe care a avut-o tare multă lume, dar dacă o să facem lucrurile așa cum trebuie și o să încercăm să atragem cât mai multă lume, eu cred că această platformă are un potențial foarte mare. Cum a zis și Sandu, eu lucrez la Moldova.org, sunt redactor șefă de criză, cum îmi place mie să spun, pentru că am început să lucrez la ei din luna aprilie, deci cam de pe când s-a început pandemia. Așa că pentru mine asta cumva, că cineva zicea mai devreme, slavă Domnului că asta nu s-a întâmplat cu câțiva ani, Serge Odainic de fapt zicea că acum câțiva ani am fi vorbit live probabil. Foarte de acord, dar în același timp anul ăsta, iată, cu această năpastă, cu această pandemie, s-au întâmplat și câteva lucruri bune, câteva lucruri care au deschis uși, chiar dacă virtuale, pentru oameni ca să se conecteze. Dar vreau să vorbesc mai întâi un pic despre Moldova.org, despre ce facem noi acolo și despre ce facem pentru și cu diaspora. Noi am lansat o rubrică de curând, suntem mai tinerei, oleacă mai mici decât rubrica celor de la Ziarul de Gardă, dar scopul rubricii noastre este un pic diferit. Noi ne dorim foarte mult exact să ieșim din tiparul ăsta despre care există referitor la diaspora și la poveștile care se spun despre diaspora. Despre diaspora se vorbește așa. Se vorbește la alegeri, se vorbește despre istorie de succes, cu tării că a ajuns să lucreze la Google sau și-a deschis nu știu ce afacere acolo și se vorbește despre drama diasporei. Da? Despre faptul că foarte mulți au plecat și au lăsat oameni în urmă. Și cumva astea sunt cele trei direcții de discurs care au fost perpetuate în mainstream, da? Ca să zic așa, până acum. Și noi ce încercăm să facem, noi am angajat o jurnalistă care este stabilită în diaspora, se numește Tatiana Scutar și este în Irlanda, în Dublin. Și dacă aveți povești pentru ea, vă rog să-mi scrieți și să-mi spuneți și noi putem să ne uităm la ele cu mare drag. Și ea vorbește cu și despre oamenii din diaspora din perspective cât mai diferite și cât mai diverse. Iată, eu chiar în timp ce vorbeam, mă uitam un pic la ultimele articole pe care le-am publicat. Și ele vorbesc, de exemplu, despre depresia postnatală a mamelor din diaspora care nu au susținerea comunității, care nu au mame, rude, verișoare, prietene care să ajute. Ele vorbesc, de exemplu, despre faptul că pentru unii oameni migrația uneori este, de fapt, singura șansă la o fericire și la fericire. Și aici vorbim despre oamenii din comunitatea LGBT, de exemplu, care în Moldova n-ar avea șansa să aibă o familie, să aibă copii și așa mai departe. Cumva asta încercăm noi să facem la rubrica asta săptămânală. În același timp, site-ul moldova.org mai are o versiune în engleză, care se actualizează aproape în fiecare zi și care vorbește despre cele mai importante evenimente din țară. Și cumva încercăm prin asta să ajungem și la oameni din afara țării care vorbesc engleza și înțeleg să le explicăm un pic cum stau lucrurile. Referitor la dubla sau chiar tripla mea poziție, cred că toată lumea știe că în 2016 am fost una dintre creatoarele grupului Adopt un Vot și aceea a fost o foarte mare
bucurie pentru mine, dar nu surpriză, pentru că eu cumva și mulți alții dintre noi, eu cred că noi simțeam tot potențialul și toată energia asta diasporei care exista și care trebuia să fie canalizată undeva. Dar ce pare mie că este necesar și util și că se întâmplă și că, iată, Diaspora Connect ar putea ajuta ca să se întâmple leacă mai repede, este să se șteargă linia asta imaginară dintre diaspora și nediaspora, dintre cei plecați și cei rămași. Pentru că eu sunt exemplu, probabil, unul dintre cele mai bune exemple la acest capitol, pentru că când la începutul sesiunii de azi cineva a zis, spuneți țara în care sunteți, mie mi-a luat câteva secunde că nu știam ce spun, pentru că eu acum sunt în Spania, dar anul trecut am locuit în Moldova și merg destul de des în Moldova și sunt în Spania, dar locuiesc pentru Moldova și senzația mea este că sunt tot mai mulți oameni în situația mea, chiar și cei plecați de 15-20 de ani care țin legăturile cu Moldova, care fac lucruri pentru Moldova și cumva separarea asta nu ne ajută decât ca să dezbinăm, așa că nu ne ajută pe noi deloc. Și ce-mi doresc eu de la această platformă este ca accentul să fie pus mai degrabă pe componenta de connect decât pe diaspora. Mie asta mi se pare că trebuie să se întâmple. Și acel potențial și acea energie creatoare în toată complexitatea și diversitatea ei să fie, iată, folosită anume pentru a crea legături, pentru a crea conexiuni și discuții și dezbateri, pentru că despre asta este vorba. Eu înțeleg că s-a depus foarte mult lucru și s-a imaginat platforma asta într-un anumit fel, dar cred că o să trebuiască să fiți foarte deschiși la feedback, la ce o să zică oamenii, și în același timp să înțelegeți că s-ar putea să ajungă un moment, să se întâmple un moment când utilizatorii vor fi cei care vor decide cum va fi folosită această platformă. O idee pe care o am în cap referitor la platformă și la utilizarea ei este poate conectarea nu doar pe oameni, pe idei, pe întrebări, ci și pe hub-uri. Cumva ca să existe un soi de descentralizare, de exemplu, s-ar putea crea grupuri de băștinași dintr-un anumit loc, da? Pe raioane, pe sate, pe orice își doresc utilizatorii, pentru că mi se pare că atunci se pot crea legături mult mai strânse, că noi toți cumva suntem atrași de locurile din care venim, de liceu unde am învățat, de satul din care venim, da? Și atunci, cumva în momentul în care persoana este în diasporă și va fi contactată, nu știu, de primarul din sat sau de un fost coleg de școală pentru a contribui la o campanie socială, pentru a ajuta cu expertiză într-un anumit domeniu sau pentru a ajuta cu o legătură, cu o conexiune cu cineva, atunci mi se pare că ăsta este un buton cumva pe care ar trebui să-l apăsăm și să-l folosim ca să punem platforma asta să lucreze în folosul oamenilor. Da, nu știu ce altceva aș putea să vă mai zic decât că să încercăm să nu facem dicotomia asta între cei plecați și cei rămași, ci dimpotrivă să vedem cum fiecare putem ajuta. Și da, consider și eu că este nevoie de și mai mulți oameni care să vină pe această platformă și care să-și facă un cont aici și să vină cu feedback și să aducă plus valoare și probabil am putea să ne mai gândim la cum putem face asta, pot fi webinare, cum zicea Victor Guzun, pot fi și dezbateri pe anumite teme, chiar și dezbateri online. Știu că suntem toți probabil sătui de ședințe pe Zoom, dar să încercăm să vedem și partea plină a paharului. Și cam asta. Eu vă doresc succes în continuare. Aveți susținerea noastră deocamdată de la Moldova Org și sper să colaborăm în continuare oriunde ne-am aflat. Mulțumim tare mult, Anastasia. Ideile tale și sugestiile mereu au fost foarte interesante și foarte utile. Mi-a plăcut foarte mult ideea cu hub-urile și probabil cu grupurile de băștinași și sunt sigur că putem discuta ulterior să vedem cum putem ajusta, îmbunătăți și de ce nu putem să ne gândim să scoatem diaspora din logo dacă
Da, cred că mai degrabă trebuie să o scoate din percepție decât din logo. Ok, vreau să, nu știu dacă ai menționat acest lucru, dar platforma este online pentru cei care ne privesc acum, pot deja să se înregistreze, să testeze, să-și facă contul acolo, câțiva deja au făcut-o, le mulțumim pentru asta. Am să o rog în continuare pe colega mea Victoria să includă în discuții prietenii noștri din diaspora, participanți la evenimentul de astăzi. Te rog mult, Victoria! Mersi, Sandu. Mulțumesc și eu vorbitorilor anteriori foarte mult pentru toate sugestiile. În continuare am vrea să oferim cuvântul invitațiilor din diaspora și să-i rugăm, printre altele, să ne spună care e viziunea lor despre care ar fi motivația diasporei să se implice de la distanță în proiecte ce țin de dezvoltare Republicii Moldova și care ar putea fi formele aceste implicări. Din Olanda o avem lângă noi pe Dorina Baltag, fondatoarea proiectului Hello Netherlands. Dorina, mă rog. Bună ziua la toată lumea, bine v-am găsit. Sunt, de fapt, fondatoarea comunității Noroc Olanda. Nu este un proiect, este o comunitate diasporală, dacă doriți. Și ca să preiau un pic ștafeta, dar să nu repet ceea ce deja s-au bifat, că au fost foarte multe idei interesante și sugestii constructive, am să preiau, pentru că am rezonat cu ceea ce a povestit Anastasia, fie eu însă această săptămână am avut acces la partea lucrativă a platformei și atunci când am vrut să mă înregistrez, a trebuit să mă gândesc un pic. Pentru că diaspora este foarte, foarte diferită și profilurile noastre sunt multilaterale cumva și eu cred că sunt un exemplu în acest sens, am să explic. Eu locuiesc în Regatul Țărilor de Jos, dar deseori activitatea mea are loc și la Londra, unde sunt cercetătorul a Institutului pentru Diplomație și Guvernanță Internațională. Deci eu deja am două pălării. Dacă mai adăugăm la aceasta și că din 2012 sunt fondatoarea comunității Noroc Olanda cu care implementăm proiecte și acasă și sunt acasă foarte des, deci eu nu, din nou, e vorba de un concept mental și cred că este o discuție interesantă pe care să o avem mai târziu, cum să reflecte tot mai multe persoane care locuiesc în Belgia, lucrează în Olanda sau Franța, Spania sau Franța, Elveția și din experiența mea de mai bine de 11 ani în diasporă, avem în rețeaua noastră foarte mulți oameni care vor avea acest profil multilateral. Bine, în primul rând vă mulțumesc că m-ați invitat să fac parte din această discuție, să pot să experimentez și eu platforma un pic. Astăzi voi vorbi din partea echipei Noroc Olanda. Dacă noi am început în 2012 cu dinamizarea cetățenilor care se află în Regatul Țărilor de Jos și apoi am trecut la implementarea proiectelor de promovare a țării noastre în Olanda prin exemple pozitive, păi din 2014 pentru noi contează foarte mult să investim în comunitatea diasporală, nu doar din Olanda, dar și din alte țări, în calitate de un actor de dezvoltare. Și cred că aici am rezonat noi foarte mult cu Diaspora Connect, pentru că în acest an am făcut parte de la începutul anului dintr-un grup de lucru la nivel de Uniunea Europeană și am oferit consultanță proiectului EU Global Diaspora Facility. Cred că este un proiect interesant pe care s-a analizat, poate ca un studiu de caz, dar nu numai. Și tocmai acolo am prezentat mai multe argumente și studii de caz cum diaspora din Republica Moldova este deja un actor de dezvoltare pentru țara noastră. Nu întotdeauna avem platforme care asta se reflecte, de aceea nu am rezonat un pic cu faptul că diaspora este activă sau considerată importantă în anii electorali, deși înțeleg cum asta poate fi văzut.
Cred că sunt foarte multe activități a organizațiilor și noi din 2014 am avut proiecte de parteneriat în țară, unde am conectat cel puțin 5 sau 10 comunități diasporale din țările Uniunii Europene și Canada și Statele Unite ale Americii și am implementat proiecte în Moldova de antreprenoriat social, de politici, dezvoltare de politici publice sau pregătire de alternative de politică publică și tot așa mai departe. De aici am să vin cu, am să structurez ceea ce vreau să zic pe trei categorii, iar sugestiile care vin este din perspectiva noastră, această platformă Potențialul UE este o platformă de co-creare și aici extind această idee că aveți un partener deja în comunitatea Norocolanda. Pentru că atunci când venim cu careva sugestii, ține și de faptul că noi să fim parte din a implementa aceste și a dezvolta această platformă împreună. Ce am notat din discuția cu colegii, nu doar de la Norocolanda, dar și din câteva comunități diasporale, este pe, în ceea ce privește proiectele de parteneriat, scopul a fost ca să facem transfer de experiență, cunoștință și know-how. Sugestia numărul unu care am să o zic aici este că sunt oameni, într-adevăr, sunt oameni în diasporă, dar sunt și actori instituționali, aceste comunități diasporale, fie că sunt ONG-uri, fundații sau comunități grassroots, cred că este important să fie reflectate acolo. Deci, punctul care îl menționez aici, argumentul este că fiecare dintre noi avem o rețea vastă, un network pe care îl utilizăm, dar nu toți își pot permite să aibă un astfel de, de network și platforma ar putea servi drept un punct transparent unde noi putem să ne găsim și să ne conectăm. A doilea punct pe care îl voi reflecta din partea mea și a colegilor mei din mai multe grupuri diasporale este că noi credem că este un moment oportun pentru că anul COVID a demonstrat ce putere poate să aibă diaspora și anume în punctele de criză sunt acele puncte de cotitură pentru consolidarea anumitor eforturi, mai ales că s-a menționat și diplomația digitală, deci încă un punct bonus. Au fost câteva inițiative de colectare de fonduri pentru a ajuta Republica Moldova cu echipament și nu doar. Și uite, atunci noi am zis că este nevoie să fie un efort consolidat, ceea ce platforma ar putea să ofere. Veriga slabă identificată a fost legătura sau deja network-ul cu APL-urile și APC-urile. Și cred că aceste sugestii le-am văzut și în comentarii pe Facebook. Deci sugestia numărul 2 cu care vin este că Diaspora Connect se conecteze cu stakeholderii din diaspora, dar și din cei de acasă. Aici pun accent pe Connect. Da? Noi ne propunem să devenim ambasadori și să popularizăm, dar nu doar. Trebuie să existe oportunitatea ca noi să putem acolo o să avem o parte dinamică, nu doar cu întrebări, ce documente îmi trebuiesc mie ca să mă stabilesc în Olanda. Ok, noi trăim în epoca digitală, nu am nevoie totuși, cel puțin reflectând cetățeni din Olanda, nu am avut nevoie de o ambasadă sau o secție consulară. Dar atunci când am un proiect, o idee sau vreau să vin cu o soluție sau pur și simplu să o dezbat, vreau să am oportunitatea nu să dau întrebarea, ci să lansez o propunere. Și voi finaliza cu câteva puncte de reflecții, poate unele fiind sensibile, dar importante și nu s-au reflectat până acum. Vreau să pun cel puțin să vă gândiți și să ne gândim despre GDPR. Nu am găsit la voi pe site. Protecția datelor personale este importantă. Am să conectez cu tema corupției adusă de Alina Radu. Eu personal, și sunt sigură că aici vor rezona mai mulți, poate și cei de acasă, să știu cum vor fi utilizate datele mele. Deci asta este o reticență care o vor avea mulți din țările membre ale Uniunii Europene, cel puțin din vest și din nord, pentru că GDPR-ul este un regulament destul de important.
Vreau să aduc încă o idee, o sugestie în ceea ce privește deja sustenabilitatea care a fost pusă în discuție de primul vorbitor, domnul Victor Buzun. Ar fi bine să facem o ceea ce se numește market research, da? O analiză pe piața moldovenească pentru a înțelege ce instrumente de această natură deja au existat, ce a mers bine, dar cu atât mai interesant să aflăm ce nu a mers bine, unu. Și a doilea subpunct, tot aici o analiză, ar trebui să includă în Republica Moldova, în acest sens, există mai mulți donatori și BRD-ul tot a fost un recipient astfel de donații, în colaborare cu Agenția Elvețiană. Deci au existat deja proiecte și mă bucur că va exista aceste punți de legătură cu BRD-ul, dar trebuie de făcut o analiză a stakeholderilor la nivel de donator. Pentru că donatorii sunt cumva interesați să nu se suprapună, dar să fie un efort coagulat. La ceea ce a mers bine și ce nu a mers bine, Victoria din echipa voastră a zis că să facem schimb de bune practici. Eu vreau să aduc o altă idee, poate un pic diferită. Haideți să facem schimb și de rele practici, pentru că noi de regulă învățăm atunci când ne mai poticnim cu careva provocări. Da, în ceea ce privește noutăți, eu chiar un pic am fost mirată că noutățile sunt, nu vreau să numesc copy-paste-uri, preluate de altundeva. Deja s-a menționat, da, avem sursele noastre de informare, dar poate este o platformă deschisă în care cei din diaspora ar putea să faseze noutăți, să scrie articole, să pornească webinare și tot așa mai departe. Deci, din viziunea noastră, este că este o platformă de co-creare, să o facem împreună, să ne asumăm acest lucru, dar foarte important este că în clipa în care a existat un nucleu care a definit care este viziunea Diaspora Connect, ar fi bine să o discutăm împreună ca să fim în acest nucleu, să înțelegem care este viziunea, pentru că acum vor fi o sumedenie de idei care vă vor fi oferite, o sumedenie de sugestii. Și după mine, Diaspora Connect nu este pilula magică sau albastră sau minunată, miraculoasă, care va fi salvatorul națiunii Republica Moldova. Nu. Eu cred că trebuie să fie clar care este identitatea, care acum este în formare. Asta nu înseamnă că totul trebuie să fie încorporat aici. Poate nu este ok să facem webinare, poate asta nu are niciun sens, poate nu este numai decât... Noi putem să corelăm și altfel din perspectiva tehnică, dacă vrem să creăm anumite dezbateri de politică publică, de exemplu. Da. Pe această notă, mă bucur să fim parte dintre acest parteneriat productiv și rămân disponibilă pentru întrebări și răspunsuri. Vă mulțumim mult, Dorina, și vă mulțumim mult pentru sugestii, care sunt cu siguranță foarte importante. În special mi-a plăcut sugestia legată de relele practici, foarte bună și creativă. Ne deplasăm în continuare virtual la București, de unde avem alături de noi pe jurista Nicoleta Brânză. Nicoleta, te rog. Bună ziua, Victoria, și bună ziua tuturor participanților la eveniment, și cei online și cei care au vorbit înaintea mea. Eu m-am gândit foarte mult de ce m-a invitat pe mine în proiectul ăsta și cât ar fi bine să vorbesc ca jurist și cât, acum ascultându-i pe ceilalți, mi-am dat seama că eu mai degrabă pot să vorbesc în calitatea mea de ONG-ist și de persoană care, nu știu, datorită căror talente este destul de sociabilă și cuvântul Connect din Diaspora Connect e despre mine. Adică eu sunt un fel de Diaspora Connect pentru că oricine din Republica Moldova vine în București cu orice întrebare știe că tot timpul poate să se adreseze și eu știu și de unde pleacă autocarele și unde găsește biscuiți de la Franzeluța și cine e cel mai bun avocat pe divorțuri sau pe cetățenie și ce acte trebuie la sectorul 3 și absolut orice informație și invers,
orice cetățean din România pleacă în Moldova știe de la mine la ce cramă să meargă, la ce festival de muzică să ajungă, de unde poate să cumpere chestii autentice ei sau cămăși tradiționale și cred că practic sunt un fel de mini platformă Diaspora Connect. S-a vorbit foarte mult înainte, nici eu nu vreau să repet, pe partea de bunele practici și România tot așa se uită spre Estonia sau spre alte țări și relele practici despre care s-a vorbit înainte, da, cred că sunt cele mai importante pentru că toți trebuie să învățăm din greșeli. Am fost invitată la Strasbourg de diaspora de acolo, în o altă calitate a mea, nu de jurist, și îmi dau seama foarte mult că oamenii se conectează și, într-adevăr, trebuie pus accent anume pe conectare, pentru că se creează o energie, nu știu, că vine de acasă, că vine cu o poveste de acasă. Prima dată am fost cu Rusanda Cojocaru și cu Vica Mahu, care a și cântat un pic, după care am fost cu Igor Guzun, un scriitor, și iarăși și întâlnirea asta care s-a format, toată energia asta a inspirat foarte multă lume, inclusiv pe noi, inclusiv pe cei de la ambasada care ne-a invitat. Am menționat Anastasia un pic mai devreme pe Tatiana Scutar, pe care am cunoscut-o într-o altă vizită mea în Irlanda, în care se desfășura o chestie tot așa pentru diaspora. Era un concert cu Cătălin Josan și cu... Doamne, zbor acum! Și la fel, este o energie care trebuie valorificată. În calitatea mea de jurist am fost câțiva ani la rând într-un proiect, tot așa, organizat de un ONG. Am fost mentor unui student basarabean pe parcursul unui an, în care să-l pot ajuta, nu neapărat să se adapteze, dar să-l pot ghida spre ce vrea el să devină, pentru că la 17-18 ani îmi amintesc și eu cum era. Mai mult decât atât, dacă vrea să lucrez în administrația publică centrală unde lucrez eu, pot să-i ofer, nu știu, șansa de a face un internship, de exemplu, ca să-și dea seama dacă vrea un loc de muncă din ăsta rigid și să facă o chestie mai din care să nu prea poată să iasă din spiritul legii sau să se ducă spre un domeniu creativ. În rest, am fost foarte încântată de platformă. Deja mă gândeam, am speriat un pic când dau seama că mâna asta de oameni care o să devină, de fapt, o resursă foarte mare, o să ridice Moldova. Așteptam și mă gândeam, știi, că la Eurovision, când ne speriam noi că dacă câștigăm, unde o să organizăm noi Eurovision în Moldova pentru că avem spații. Așa și acum mă gândeam cât de departe o să ajungem noi și ce o să facem, o să mă obișnuiți cu această față nouă a Moldovei, știi, cum este. Cam atât am vrut eu să spun. Îmi pare foarte bine că ați avut și ideea și asta și sunt și eu de părere că trebuie, aș merge foarte mult pe întâlniri socioculturale, nu numai online, ci și offline, pentru că omul dacă nu este inspirat și dacă nu are energie, schimbul ăsta de energie, dacă nu se creează, el nu poate fi productiv cât de bun profesionalist n-ar fi. Și salut pe toți ceilalți care o să vorbească după mine și pe cei care au vorbit înaintea mea și felicitări pentru proiect. Mulțumim mult, Nicoleta, și mulțumim pentru experiența împărtășită. Sandu, ai vrut? Da, aș avea o foarte scurtă remarcă legat de mențiunea Dorinei. Cea de securitate, noi am discutat în cadrul echipei acest aspect. Vrem să implementăm toate standardele, am discutat pentru implementarea certificatelor de securitate, să găsim soluții cât mai potrivite, astfel încât toată lumea se simte în siguranță și, desigur, să fie implementate toate politicile care sunt acum la nivel european. Ne-ar plăcea să avem sugestii pe acest domeniu. Eu, personal, nu sunt specialist, dar avem băieții care au dezvoltat partea tehnică și ei se pricep la asta. Dar dacă o să fie sugestii din partea voastră, sigur, le ascultăm cu mare drag. Și cu referire la partea sau modulul de știri, notez, da, desigur, este cumva o chestie complementară. Noi ne gândim cum să refacem sau, mă rog, să dezvoltăm acest modul, să fie cumva interactiv și aici este loc de discuții. Poate reușim să creăm un grup de lucru, un grup de discuții care să vină cu sugestii, să îmbunătățim acel modul și să vedem cum putem dezvolta. Dar pentru început, acum, el este prezent în această formă pentru a
De exemplu, dacă sunt inițiative unor instituții de acasă, din Moldova, apare un proiect, o oportunitate, ne-am gândit să plasăm deocamdată acolo, ca lumea să fie informată cu referire la oportunități și, cum ziceam, sigur, ne gândim poate să dezvoltăm acest modul. Asta am vrut să zic eu. Mersi mult, Victoria. Văd că domnul Sergio Daini cred că are o întrebare, vă rog. Nu e o întrebare, de fapt o sugestie, pentru că din discuția în care o avem se cristalizează impresia că la momentul de față încă nu este o structură clară acest instrument sau, mă rog, contentul care va fi generat și plasat, pentru că am văzut și sugestii despre procese ce țin și de lupta cu corupția, despre procese democratice și tot felul de idei care în principiu sunt benefice. Dar până la urmă este necesar să înțelegem că, sau cel puțin asta este viziunea mea și nu ca expert în relații externe sau diplomației, dar ca un utilizator a unui instrument web, deci o impresie personală. Este necesar în momentul în care noi cunoaștem dorința audienței de ținte, ar trebui să triangulăm cumva, deci subiectele, pentru ca eventual, nu știu, prin implementarea unui instrument ca un pinboard personal, da, în cabinetul personal al utilizatorului, să-și poată pune pinuri cu toate întrebările care îl interesează și atunci deja administratorul site-ului sau proiectului poate vedea lucrurile de cel mai mare interes, pentru că e una când pui like-uri și este altceva când îți creezi cumva din toate modulele astea de informații, îți creezi un covor al tău sau o imagine clară cu ceea ce tu vrei să vezi pe site-ul ăsta. Și asta ar fi și o linie directorie pentru cei care generează contentul respectiv și lucru în perspectivă pentru cei care administrează și populează acest site. Asta așa ca o sugestie pur tehnică. Mersi mult! Vă mulțumim pentru sugestii. În continuare am vrea să oferim cuvântul Tatianei Buianina, psiholog stabilită în Suedia. Tatiana, te rog. Da, mulțumesc, Victoria. În primul rând, mulțumesc că m-ați implicat în acest interesant. Mulțumesc, Alexandru. Noi niciodată nu ne-am întâlnit în viața reală, dar eu mă bucur că am această posibilitate și, cum au zis și alții, pe mulți vă cunosc din alte circunstanțe decât deci blocul ăsta de diasporă și da, mi-e dor și mie de acele zile, de să vă aud cântând, recitând și pur și simplu consumând lichid. Deci, anyway, eu sunt diasporă de 2 ani și deci locuiesc în nordul Suediei. Ar fi greșit să consider că eu sunt cea care reprezint și cunosc cel mai bine diaspora. Nu, eu sunt în proces de cunoaștere. Cu toate astea, când am vorbit cu Victoria despre ce va fi această prezentare, Victoria zice, hai, despre motivația de a te implica. Da? Eu sunt de acord că aici verbul este connect și pe asta trebuie să fie accentul. Ascultând deja colegii care au vorbit anterior și având experiența chaturilor din grupul moldoveni în Suedia, eu cred că pot fi mai multe motive care ar ține moldovenii implicați și ele țin de utilitatea acestei platforme, adică de ce aș vrea eu să intru și să caut informații și bănuiesc că aici cumva implicarea asta e mai puțin patriotică și mai mult egoistă, adică omul trebuie să vadă interesul personal în utilizarea acestei platforme și atunci pe grupurile astea moldovenilor în diaspora, de multe ori oamenii întreabă despre cum pot găsi de muncă, cum pot să-și legalizeze șederea și chiar dacă Dorina zice că uite, este era informațională și oamenii pot această informație online. De exemplu, în Suedia, această informație este în suedeză și foarte puțin este în engleză. Respectiv, de multe ori, pur și simplu stai și repeți aceeași informații pentru fiecare care vrea să
știe cum își găsește de lucru sau cum își legalizează șederea în Suedia, de exemplu. Eu bănuiesc că asta ar fi o funcție pentru care omul ar fi interesat să caute informație pe această platformă. După care foarte mult se implică fiindcă își valorifică sentimentul de utilitate, deci intrând în anumite proiecte, în anumite grupuri, omul se simte util, se menține în formă, fiindcă nu toți care au plecat de acasă neapărat au plecat cu statut, deci unii au plecat și s-au angajat ulterior și mențin cumva competența profesională, alții poate nu și-au păstrat aceeași profesie, respectiv pentru acele persoane de a se implica în proiecte ca să se mențină în formă, ar fi un sentiment de satisfacție pe care ei l-ar câștiga și aici ideea asta de transfer de cunoștință, experiență, da? Deci ei ar putea să se implice în această dimensiune. Pentru mulți, cum a zis și doamna Sajan, este vorba de solidaritate, adică de a ne susține reciproc. Pentru mulți asta va fi o modalitate de a-și promova business ideea sau pur și simplu de a se face vizibil pentru a vinde ceva, bănuiesc. Deci și motivul ăsta este bine să luăm în considerație. Pentru mulți asta ar putea fi o platformă de a reveni acasă într-un fel, de a se implica în niște proiecte care îi vor aduce acasă și din punctul ăsta de vedere nu știu în ce măsură ar fi oportun, deci asta ar putea fi un skill bank, adică o bază de date pentru abilități, fiindcă resursa umană este resursa umană, indiferent de unde ea se află. Și aici te dispare momentul ăsta de cei de acasă și cei de plecați peste hotare. Eu știu că, cel puțin în Suedia, în 2015, foarte mulți imigranți au fost suedezi care au revenit înapoi acasă. Adică diaspora, o mare parte, la un moment dat, vor reveni acasă și din punctul ăsta de vedere, cred că este important să fie informați cu privire la care sunt condițiile de lucru acasă și priveam chiar zilele astea, una dintre deputate transmitea ce putem face noi pentru diaspora și cred că cel mai mare achievement, într-un fel, succes pe care Moldova îl poate face pentru diaspora este să creeze condiții atractive de muncă acasă. Fiindcă în rest noi deja ne aflăm în niște condiții care sunt mai bune decât acasă, cu oamenii, majoritatea au plecat pentru a-și dezvolta oportunitățile de carieră, de viață, etc. Deci nu au plecat de la ceva mai bun. Și mă gândeam că, uite, pentru a menține funcționalitatea cumva acestei platforme, poate la înregistrare oamenii să-și bifeze motivul, da? Deci eu aș vrea să găsesc sau aș vrea să mă implic sau aș vrea să, da, deci să avem o listă de motive. Poate din ceea ce zice Dorina cu analiza nu doar succeselor, dar și a eșecurilor odată pe semestru, putem face un chestionar unde oamenii pur și simplu bifează în ce măsură eu văd utilitatea acestei platforme sau ce îmi lipsește mie pe această platformă. Mie mi-a plăcut și ideea cu dezvoltarea democrației acasă, putem avea probabil și un buton, care, deci oamenii bifează că uite, mă interesează acest subiect, putem avea grupuri de lucru pe teme unde poate mai mulți din diaspora se adună, fiindcă ei interesează o temă și dezvoltă împreună un proiect. Și bănuiesc eu că aici este bine să fie și anunțurile pe tenderile, proiectele din Moldova sau anunțurile agenției de ocupare a forței de muncă. Adică platforma are cumva un potențial fantastic. Cred că pentru început este bine să înțelegem ce ne-ar ține pe noi pe această platformă, ca aceasta să rămână, așa cum a zis și domnul Guzun la început, să fie simplă, să fie, deci, cumva utilă, da, și funcțională. Nu trebuie să apăs pe 7 butoane, poate la început să-mi aleg temele care mă interesează, ca să nu mi-apară în feed toată informația inutilă, ca să mă plictisesc, etc. Adică, acum, pentru început, eu am încercat, printre altele, să-mi deschid profilul, dar înțeleg că ea de azi va fi funcțională. Deci, eu voi reveni cu un feedback ulterior. Acum, eu pur și simplu mă bucur că această inițiativă este, pentru că la un moment dat eu am avut impresia că pe fondul ăsta de uite, noi suntem solidari, noi ne conectăm pentru a-i susține pe cei de acasă. Eu cred că
această mișcare, unii au încercat să capitalizeze pe seama acest lucru și eu mă bucur că această platformă oferă transparență. Transparență pentru discuții, transparență pentru proiecte și conectare. Mulțumim mult, Tatiana, mulțumim mult pentru idei, susținere și mulțumim anticipat pentru feedback. Domnul Guzon avea o intervenție. Da, vă rog. Da, dacă nu vă spărați din nefericire, trebuie să merg în câteva minute, dar este un lucru foarte important pe care noi acum încercăm să-l discutăm. Sergiu a spus foarte bine acest lucru. Noi deja avem o platformă, sau dumneavoastră aveți deja o platformă. Acolo sunt niște module. Acum, dacă deschidem așa numită cutia Pandorei pe a începe a dezvolta lucruri noi, și dacă noi asta o facem fără un needs analysis, cum spunea cineva înainte, un market analysis, atunci trebuie să înțelegeți că capacitățile de a introduce capitole noi și oportunități noi este una infinită. Deci noi putem să discutăm încă 10 ani să implementăm diverse produse și niciodată nu o să ajungem. Dar este foarte important, iarăși să revin la ceea ce spun de acea sustenabilitate. Pentru că, după mine, trebuie să agreați foarte simplu între dumneavoastră că trebuie să fie A, capitole sau servicii care sunt strict necesare de a fi implementate pe această platformă. Doi, să fie o categorie 1, 2, 3, 4 care este foarte dezirabil de a fi implementate, dar vedem dacă există posibilitate de a le implementa. Și trei, care sunt dezirabile într-un fel sau altul, dar să vedem dacă avem suport pentru ele. Pentru că nu uitați că unele dintre ele vor costa bani, resurse, timp, oameni, training, cineva care să fie manager și așa mai departe. Deci, încă o dată, nu uitați, vă rog frumos, de această asigurare a sustenabilității. Pentru că dacă veți face abstracții de acest lucru, să nu ne trezim peste jumătate de an, că de fapt utilitatea platformei este una marginală, s-a folosit atât de mult efort, dar de fapt lumea nu o folosește. Și trebuie să fim realiști. Pentru că dacă noi, sau dumneavoastră, nu veți face o platformă care va fi ușor de utilizat, utilă, ce este foarte important, intuitivă, atunci cu siguranță va fi altcineva care va face. Și vă asigur că cineva, dacă nu luăm în considerare, de fapt, beneficiarul final, cel care trebuie să intre într-un fel sau să fie utilizatorul final, și dacă el nu înțelege că, de fapt, asta pornește la necesitățile lui, da? Și la utilitatea lui personală, eu am propus câteva acolo, atunci probabil că nu va fi folosit. E o chestie, de fapt, concurențială. Oamenii, la nivel subconștient, da? Pentru că oamenii vor intra și vor rămâne acolo unde ei consideră că asta le oferă lor o utilitate, o simplitate și, de fapt, o chestie care ei o pot, într-un fel sau altul, reveni de fiecare dată. Gândiți-vă să fie și fun, să fie interesant, pentru că dacă nu este interesant, oamenii nu vor reveni acolo. Eu vă mulțumesc, eu încerc scuze, eu trebuie să plec exact peste un minut, ok? Mersi tare mult pentru sugestii. Noi la fel considerăm, mergem în principiu keep it simple și să facem de bază o funcționalitate sau două, sau cel puțin care le avem noi acum, să le testăm, să vedem feedback-ul. De asta nu ne-am lărgit pe foarte multe funcționalități, dar sigur că încurajăm sugestiile și din sugestiile care vor veni, poate facem încă o discuție de lucru unde putem să stabilim anumite priorități și ceva ce putem adăuga sau modifica sau îmbunătăți. Mersi tare mult! O zi bună! Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru participare! Aș vrea în continuare să ofer cuvântul domnului Radu Cucoș, secretariatul OSCE în Austria. Bună ziua! Mulțumesc! Sunt onorat să particip la acest eveniment și vă felicit pentru dezvoltarea acestei platforme. Știți cum, de la început vreau să menționez că eu personal foarte mult cred în soluționarea diferitor probleme sociale prin autoorganizarea comunității. Deci statele cu adevărat avansate în ce ține de democrație, ce ține de statul de drept și bună guvernare au o componentă foarte puternică a autoorganizării comunității, în care comunitățile nu depind așa de mult de serviciile publice sau nu speră că guvernele și serviciile publice vor soluționa problemele sociale cel mai mari, dar se autoorganizează. Și eu văd acest proiect ca având acest element de autoorganizare a diasporii, autoorganizarea comunității, prin care deci, noi în mod individual încercăm
prin pielea noastră comună de cunoștință și de capacități, să contribuim la soluționarea anumitor probleme. Deci nu știu dacă Victor mai este, ca să dau și eu un răspuns la ceea ce au spus. Da, trebuie să keep it simple și trebuie să fie foarte intuitiv. Dar totodată noi trebuie să înțelegem că toate funcționalitățile acestei platforme au o concurență nebună. Deci ține de comunicare, de chat, de identificarea persoanelor. Deci există foarte multe platforme globale puternice stabilite care aceste funcționalități deja le au. Deci, important să fie simplu, dar totodată important să aibă valoare adăugată. Ca noi să deosebească puțin de altele servicii, deoarece noi avem careva deprinderi și trecem de la aceste deprinderi vechi la deprinderi noi în același domeniu și pe aceeași funcționalitate, va fi cam complicat. Deci, eu cred că e important, în primul rând, să răspundem la întrebarea care este valoarea adăugată. Experiența mea profesională, lucrez și eu cu proiecte de tehnologie de genul ăsta, puțin în alt domeniu, dar din analiza mea care am observat e faptul că e important ca entuziasmul care există acum, este o platformă nouă, este un serviciu nou, este un produs nou, deci există entuziasm și acest entuziasm ne dă să sperăm că platforma va fi cu succes. Dar va trece entuziasmul și după perioada asta de entuziasm trebuie cu adevărat să ne gândim la sustenabilitate și la funcționalitatea pe termen lung. De ce eu cred că aș vrea să punctez unele elemente care din experiența mea eu le-am înțeles că sunt importante ca entuziasmul să transforme în succes pe termen lung. Cred că e foarte important să vă axați pe promovare. Promovarea atât generală la tot publicul, dar și promovarea foarte targetată, da? Să ne gândim care dispărut, Radu? Da, cred că s-a întâmplat ceva cu conexiunea. Da. Sorry, da. Am auzit acum, probabil s-o... Da, s-o întreb, dar acum e ok. Da, deci promovarea generală, promovarea targetată, care sunt grupurile țintă și totodată cred că e foarte important să exemplele pozitive, deci proiectele de succes să fie comunicate în mod public, pentru ca deci platforma să aibă credibilitate. Tot în această promovare și comunicare despre platformă, cred că e important să fie explicat cum această platformă se deosebește de altele, care este valoarea adăugată și de explicat foarte clar care va fi beneficiul pentru utilizatori. Dar cum am spus, noi avem deprinderile noastre și ca pentru aceste deprinderi să fie schimbate, noi trebuie foarte bine să înțelegem care este beneficiul pentru noi. Iar va trebui să lucrăm probabil toți în comun la extinderea comunității, da? Ca network-ul de persoane, ca membrii acestei platforme să crească în mod constant și trebuie de găsit strategii cu succes. Alt punct la care cred că ar trebui să atragem atenție este cum ne integrăm cu alte proiecte, cum ne facem parteneriate cu alte organizații. Știu că lucrul ăsta l-a repetat, s-a spus, dar l-o spune și eu. Dar și dacă mai mulți din noi menționăm acest lucru, înseamnă că asta este important. Ideea de bază e că crearea platformei nu este scopul final. Scopul final este să facem, schimbăm lucrurile prin anumite proiecte. Deci platforma este un mijloc, nu este un scop. Deci pentru a atinge acest scop final, trebuie să avem parteneriate cu diferite organizații, persoane și așa mai departe. Un lucru super important este măsurarea succesului. Deci cum măsurăm succesul sau insuccesul platformei. Deci trebuie probabil că să fim transparenți și din când în când să vedem care este rata de creștere a membrilor, care este rata de creștere a interacțiunii. Deci
trebuie să avem o modalitate în care măsurăm succesul platformei. Deci nu în mod calitativ prin discuții, asta tot e important, dar trebuie să existe și niște măsurători foarte fixe, statistice, în care noi suntem autocritici și în care măsurăm care este succesul platformei și impactul ei. Evident, trebuie să evităm și dublarea de funcționalități cu alte platforme, asta necesită comunicare cu aceste platforme, iarăși analiză și autocritica constantă. Și la sfârșit a fost o întrebare, deci cum noi ca membri diasporii am vrea am putea să fim implicați sau vedem funcționalitatea. Din perspectiva mea personală, deci pentru mine ar fi, aș putea fi implicat prin faptul, deci prin contactare activă de către membrii a diasporii. Deci deoarece noi, viața noastră de zi cu zi, foarte complicată, lucru, familie, copii, hobby-uri și așa mai departe. Și din lipsă de timp, categoria mea de persoane ar putea fi antrenată fiind contactat de cineva. Deci trebuie probabil să existe și accent pe lucrul ăsta. Deci nu contați numai pe implicarea activă a membrilor, dar trebuie să știți că sunt și care vor membri pasivi, dar care vor răspunde la un mesaj, la un apel. Asta e situația la moment, dar cred că asta trebuie luat în considerație, că este resurse mari de talent și de cunoștință, dar care s-ar implica la contactarea activă din partea altor membri. Deci nu se creadă că este indiferent și nu vrem să facem nimic, dar așa sunt circumstanțele vieții. În fine, succes în implementarea acestei idei și suntem bucuroși să contribuim la dezvoltarea ei. Mulțumim, domnule Cucoș, mulțumim pentru sugestiile legate de promovare, de identitate și de valoarea adăugată a platformei. Noi cu siguranță ne propunem să ne uităm la toate aceste aspecte în perioada următoare, dar să ne păstrăm și acel entuziasm de care ați amintit. Mergem în continuare la Londra, de unde s-a alăturat astăzi Vika Demic, expertă în media și comunicare. Vika, te rog. Vă salut, mulțumesc Victoria, Alex și Martin pentru această idee minunată. Trăim pe un glob pe care se construiesc mai mult pereți, iar noi și în deosebi astăzi voi construiți poduri. Eu m-am mutat într-o țară în care până nu de mult small talk era să vorbești despre ploaie și vreme, dar acum se vorbește despre izolare și părăsirea Uniunii Europene și lucrez pentru o țară în care până nu de mult la fel era la modă să construiești pereți. Așa că această platformă, care de fapt este un pod pentru mine și pentru sufletul meu, este o consolare. Atunci când m-am mutat la Londra pentru un masterat, țin minte prima lecție în care profesorul de Global Public Policies ne spunea și ne-a anunțat de vreo 3 ori în aceeași lecție că doar 3% din populația globului pământesc nu trăiesc în țara în care s-a născut. Și iarăși, doar 3%. Bine, eu rotunjesc acum ca un artist, era 3,01 sau 3,99, dar 3 țin minte. De oameni care locuiesc pe glob nu trăiesc în țara în care s-au născut. Și eu eram confuză pentru că veneam dintr-o țară care toată țara nu e acasă. Și în 2016, când am stat la coadă la ambasadă 4 ore, și acum în 2020, când am stat în ploaie și în vânt 5 ore, îmi confirmam și îmi verificam că noi moldovenii nu intrăm în tipare și în standarde. Pentru noi trebuie să fie scrise cărți aparte, pentru că, de fapt, diaspora moldovenească este anume acel exemplu de construire de poduri și de influențe care sunt primordiale. Și în anul pandemiei, cred că am înțeles cât de
cât de fragilă este viața și am înțeles acum, până nu de mult credeam că cel mai frumos cadou este o carte, acum cred că cel mai frumos cadou este timpul și dacă noi găsim o oră sau două ca să ajutăm pe cineva de acasă să-și redacteze un CV, să se pregătească pentru un interviu, pentru un job în afară sau orice altceva. Mi se pare că e cel mai frumos cadou pe care îl putem face noi cei de afară, care suntem foarte ocupați. Este o nebunie ce se întâmplă în orașele mari în care locuim și în care lucrăm foarte mult. Eu, în particular, voi fi fericită să împart cu ceea ce știu, pentru că lucrez într-o misiune diplomatică, dacă va dori cineva să știe mai multe lucruri, cum e să se redacteze un CV sau cum să te pregătești pentru un astfel de interviu, voi fi bucuroasă să împart cu ceea ce știu, pentru că am și un hobby care nu mai știu dacă e hobby sau deja a devenit profesie, dacă cineva vrea să compună cântece sau poezii, contactați-mă, facem și un training pe tema asta. Dar cuvântul ambasador pe această platformă mi se pare că sună prea mult pentru mine la moment, pentru ceea ce sunt, și voi fi bucuroasă dacă aș putea să fiu și utilizator, pentru că acum câteva luni mi-am început și o afacere, o agenție creativă care se specializează pe conținut digital. Voi fi foarte fericită dacă cineva va fi mentor și pentru mine, ca să învăț și eu din ceea ce știu alții. Vă doresc un viitor frumos. S-a vorbit tot astăzi, nu mai trebuie să fur eu din timp, într-un ceas bun. Mersi foarte mult, Vica, pentru susținere și pentru că foarte generos ți-ai oferit ajutorul și celorlalți. Aș vrea să ofer cuvântul în continuare Nataliei Lunca și Ionel, care este specialistă în marketing și PR din Irlanda. Natalia, vă rog. Salutare tuturor și mulțumesc mult pentru invitație, dar și felicitări vouă. Chiar salută inițiativa, pentru că, da, au menționat toți și o am exemplu foarte bun din Olanda, pe Dorina. Cunosc foarte multe persoane din diaspora care au mai făcut și fac în continuare astfel de proiecte, iar voi, practic, prin platforma voastră, uniți toate acest proiect și, respectiv, am speranța că, da, va fi de lungă durată și pe termen lung, cu succes frumos. Eu voi încerca să scurtez ideile mele din simplu motiv că toate sugestiile deja au fost oferite de ceilalți. În 2015, 5 ani în urmă, știu că chiar tu, Victoria, ai spus că deocamdată sau foarte mult vorbește despre diaspora prin prisma factorului economic, a remitențelor. Eu am fost și pe o altă parte a punții, pe atunci, atunci când nu eram încă cu acest statut de imigrant. Eu am făcut puntea prin caritate și în 2015, cu o organizație, apropo, creată în America, de trei moldoveni foarte frumoase, care au făcut legătura pentru proiectul nostru cu doctorii de acolo. Practic, este exact aceeași Diaspora Connect pentru caritate și mi-ar plăcea mult să revăd, iată, astfel de proiecte pe platforma voastră. Mi-ar plăcea mult și să nu uit de acest slogan pe care voi l-ați pornit cu diaspora, o diaspora puternică e diaspora conectată. Mi-ar plăcea mult să reconfirmăm că, de fapt, diaspora este puternică și aici eu mi-am demonstrat în ultimii 4 ani. Și chiar acum, la ultimele alegeri prezidențiale, când am și fost membru a Comisiei Electorale de aici din Irlanda, mi-am reconfirmat câte
sute sau chiar mii de moldoveni sunt aici conectați și care sunt puternici aici. Eu vorbesc și despre evenimentele care le văd că se organizează pe platformele sociale, în offline, online, în diaspora. Mi-ar plăcea să văd și am multe sugestii cu siguranță, dar să văd deschiderea voastră față de schimbări. Și aici nu vorbesc despre, doar despre feedback-ul pe care l-ați primit astăzi, dar să vă adaptați și să fiți în pas cu schimbările și atât digitale cât și în funcție de ceea ce vă vor recomanda cei care de fapt sunt utilizatori. Exact cum a spus și Vika din Londra, mi se pare mult cuvântul ambasadoare. Eu sunt onorată, dar în același timp mă văd o utilizatoare deocamdată plină de entuziasm și voi încerca să mi-l păstrez atât timp cât veți fi și voi în pas cu schimbările care sunt necesare. Și pentru mine, platforma voastră este o modalitate de a mă conecta nu doar cu ceea ce se întâmplă acasă, asta o fac și am grijă să păstrez legătura cu rădăcinile mele, dar pentru mine va fi o conexiune cu moldovenii plecați în toată lumea și practic ar fi o Moldovă fără hotare pe platforma voastră. Felicitări, cât mai multe sugestii să primiți și cât mai multe deschidere din partea voastră și sărbători fericite tuturor! Mulțumim foarte mult pentru cuvintele de susținere și pentru împărtășirea experienței, experiențelor. Aș vrea în continuare să mergem spre Dumitru Marian, manager de proiect Casa Nouă EU. Dumitru, te rog. Salut! Salut, sper că. Bună după amiază, îmi pare că deja. O să încep un pic despre, în primul rând, felicitări cu proiectul. Sper să țină. Îmi dau seama că nu este deloc prima inițiativă de acest gen. Sunt și mai sigur că nici nu o să fie ultima, pentru că noi moldoveni suntem buni la inițiativă și sper eu ceea ce o să fie diferit în cazul vostru este cumva gestionarea acestei inițiative și punerea ei cumva în valoare mai bine decât ceea ce s-a făcut înainte. Respectiv, cred că astăzi s-a vorbit foarte, foarte mult și fiecare din antevorbitori cumva a menționat anumite chestii pe care trebuie să le aveți în vedere ca lucrurile să funcționeze și totuși asta rămân doar sugestii, doar feedback din partea unor oameni care cred că așa va fi mai bine și nici atunci nu este garantat că această platformă să funcționeze. Eu vin de la, sunt nou în diaspora, în principiu, tot de 2 ani și un pic. Abia anul ăsta mi-am adus familia în Belgia și reprezint o platformă care se numește Casa Nouă și care sper eu să nu vă transformați în ceea ce este Casa Nouă, pentru că la un moment dat cineva zicea despre servicii concrete, despre să-mi dați un jurist și mă ajutați să mă angajez la lucru, să mă ajutați să-mi rezolvă cu divorțul sau cu nu știu ce. Noi, Casa Nouă, în principiu aceste probleme încercăm să le rezolvăm în Belgia și am făcut o bază de date cu peste 500 de oameni, prestatori de diferite servicii, care sunt juriști, șoferi, medici, toate serviciile posibile de care poate să aibă nevoie un migrant în Belgia. Da? Am extins cumva pe comunitatea românească pentru că până la urmă vorbim aceeași limbă și prestatori de servicii strict moldoveni nu există atâția încât să acoperi toate necesitățile și am considerat noi că e bine să ne extindem. Revin, sper că voi nu asta vreți să faceți pentru că nu puteți să rezolvați problemele diasporii și sper că nu problemele diasporei vreți să le rezolvați, pentru că diaspora și le rezolvă cumva singură și chestiile sau problemele cu care ne confruntăm noi sunt foarte locale și nu puteți voi să le gestionați din Republica Moldova. Fiecare din noi o să facă asta la nivelul său. Pe de altă parte, sper eu sau speram până acum și sper în continuare, ceea ce vreți voi sau motivul pentru care suntem noi aici și ne-ați contactat este că cel puțin cumva undeva cineva la un moment dat ne-a recomandat sau noi singuri prin ceea ce am făcut ne-am recomandat
în, în fața voastră, astfel încât ați considerat că suntem valoroși printr-o, pe un anumit segment pe care vreți să-l acoperiți cu această platformă. Și prima sugestie ar fi ca să vedeți foarte bine unde vă poziționați și ceea ce vorbea domnul Guzun mai devreme, think tank, cred că este o definire destul de bună a acestei platforme. Pe de altă parte, acest think tank poate cumva să-i extindă foarte ușor ceea ce zicea Dorina, parcă, sau nu știu cine vorbea, despre hub-uri. Deci un think tank care la rândul lui poate fi foarte ușor decentralizat sau cumva divizat pe hub-uri, pe domenii foarte concrete, astfel încât oamenii specialiști, experți concreți pe un anumit domeniu să se dea cu părerea de dorit doar la domeniul acela, da? Sau să intervină cu experiență și cu implementare de proiecte pe domeniul pe care îl cunoaște. Deci eu tare sper că voi o să descentralizați cumva această platformă și o să o împărțiți pe multe bisericuțe, dacă vreți, în care oamenii să fie într-adevăr utili. Pentru că asta ar trebui să fie scopul platformei. Doar așa să ne adunăm la conferință, să ne vadă, să ne arătăm pe-i privesc eu. Nimeni din noi cred că nu are timp pentru asta și nici nu asta este scopul vieții. Dar să fiu util la un moment dat, pe parte mică, foarte mică, eu sunt absolut de acord și sunt în totalitate cu voi. O chestie pe care sper eu să o rezolvat și iarăși am menționat foarte multă lume este consolidarea inițiativelor. Pentru că există foarte multe inițiative bune care la un moment dat au greșit pe o chestie. Ceea ce zicea Dorina Baltag mai devreme, să vedeți relele practici, să vedeți unde s-a greșit mai ales decât unde s-a reușit, pentru că din păcate noi suntem în stare să ne lăudăm și să ne bucurăm pentru succese, ori eu nu cred că optimismul exagerat pe termen lung funcționează. Trebuie la un moment dat să accepți că ai greșit undeva și de asta te-a lăsat nevasta, da? Trebuie să accepți la un moment dat că undeva ceva nu s-a întâmplat conform planului. Și asta probabil ar fi de analizat la celelalte inițiative. Pe de altă parte, cred că ar fi de discutat și ar fi foarte important ca această platformă să aibă credibilitate și să poată funcționa. Cred că este foarte important și aici este un punct pe care domnul Guzun l-a menționat și mai multe lume l-a menționat, este utilizarea acestei platforme de către beneficiarii direcți ai proiectului pe care noi astăzi teoretic îl punem la cale, da? Deci dacă noi încercăm să creăm tot felul de inițiative, să gândim tot felul de proiecte, să ne dăm cu părerea pe tot felul de domenii, chiar fiind experți pe bună dreptate unii dintre noi, se știu la anumite chestii foarte bine, dar dacă guvernul de partea cealaltă sau parlamentul sau comunitățile locale se descurcă fără noi sau nu se descurcă fără noi, dar nici nu are nevoie de noi, atunci degeaba ne-am adunat și degeaba am uscat gurele aici. Da? Deci trebuie cumva voi ca și manager, și aici o să ajung la următorul punct, voi ca și manager de proiect, trebuie foarte insistent să lobați acest proiect la nivel înalt și la nivel de jos, nu doar la nivel înalt, ca să putem funcționa pe toate nivelele, să zic așa, astfel încât platforma să devină credibilă și să devină utilizabilă și utilizată de către cei pe care teoretic noi vrem să-i ajutăm. Pentru că din cât îmi dau eu seama, noi aici vrem să ajutăm la dezvoltarea unei Moldove durabile. Teoretic, asta este scopul. Și ca să dezvoltăm această Moldovă durabilă, trebuie să vrea și Moldova să devină durabilă. Da? Spasenii utapai și eu adela samovo utapai. Sau cum zic românii. Da? Deci eu sper că la un moment dat această platformă o să aibă mai mulți reprezentanți ca doamna Sajan, o să avem un dialog la un moment dat cu mai multă lume din partea cealaltă, oameni pe care noi vrem să-i învățăm, să-i punem la cale și este foarte important ca treaba asta să o faceți voi. Deci ceea ce zicea și domnul Cucoș mai devreme, este foarte important ca cineva să ne tragă de mânică. Eu niciodată nu o să mă trezesc în weekend și o să zic, tac, azi am 2 ore liber, ce-ți fac? Hai să le dau țării. Intru pe Diaspora Connect și zămutesc un proiect. Nu o să se întâmple asta, da? Chiar dacă eu am capacități în principiu de a implementa anumite proiecte, am participat inclusiv la scriere de legi, da? Dar nu mai am nici vârsta, nici cheful și nici capacitățile, să zic așa, sau timpul să fac asta din proprie inițiativă.
Deci voi, teoretic, sau un board, poate să nu fie voi trei cei care ați lansat proiectul astăzi, puteți la un moment dat să inițiați un board care să fie alcătuit, să fie prin rotații, să fie whatever, dar niște oameni foarte activi, care trag de mânică și care toată ziua mișcă lucrurile sau învârtesc rotițele, da? Atunci când ele nu se învârtesc de la sine. Deci asta trebuie să existe neapărat după mine. Și o chestie foarte importantă este că, extinzând ideea de think tank până la urmă, de ce este importantă calitatea oamenilor care invitați aici? Pentru această, zicea cineva, de skill pool sau skill base sau cum vreți voi. În cazul nostru, eu cred că este foarte important ceea ce avem noi, network pool. Deci fiecare din noi, dincolo de cunoștințele pe care putem noi să le punem la bătaie, în țara în care suntem, avem un anumit cerc de cunoscuți, oameni, experți în instituții, în domenii, și fiecare din noi, la un moment dat, oricui de partea cealaltă, poate să-i facă cunoștință cu un om corect. Deci fiecare din noi, fiind activi pe un anumit domeniu, suntem totuși implicați, pentru că așa se întâmplă, suntem implicați în diverse domenii și avem cunoscuți și cunoștințe în politică, în instituții europene, în cluburi de activitate, în caritabile, whatever. Deci în orice moment, dacă eu nu știu să rezolv o problemă, s-ar putea să știu pe cineva care poate să ajute. Și atunci eu cred că voi ar trebui cumva să valorificați nu numai pe noi, propriu zis, ca și persoane, ca și indivizi, ca și proiect, da? Dar și ceea ce avem noi fiecare în spate. Și cred că succesul proiectului cumva o să depindă de capacitatea voastră de a administra, pentru că resursele, ele sunt undeva acolo, ele sunt disponibile, sunt utilizabile, dar cred că depinde totul de cum voi o să reușiți să scoateți din acești oameni ceea ce este cumva nevoie. Iar pentru asta, respectiv, fiecare, eu cred că voi vă notați, fiecare din antivorbitori au menționat anumite chestii, inclusiv research-uri, inclusiv interviuri, inclusiv să vedeți de ce au nevoie oamenii și așa mai departe. O chestie care probabil ar fi, poate că funcțională, ar fi un buton gen Join Project. Deci s-ar putea ca la un moment dat cineva să inițieze un proiect, de exemplu, da? Și atunci omul respectiv poate singur să caute cine din platformă mai are expertiză pe acest proiect, pe acest domeniu, da? Și să-l roage: Dumitru, nu vrei să te implici, uite, un proiect care s-ar putea să te intereseze. Dar poate să funcționeze și invers. Tu faci un proiect, îl definești ca proiectul este de, nu știu, un proiect concret de ajutorare a unei școli din Moldova sau a unui minister, da? Și pe mine mă interesează. Pac, dau Join Project și zic: pățanii, eu vreau să vă propun asta și asta și asta. Deci sunt multe chestii, eu nu vreau să intru la tehnicalități pentru că sunt foarte multe chestii de implementat. Ceea ce vreau eu totuși, să keep it simple, în sens că nu încercați să vă extindeți pe peste tot, da? Și ultima chestie ar fi referitor la știri, de exemplu, da? Lăsați-o așa cum e. Voi nu sunteți nici știriști, nici unul din noi aici, în afară de Alina Radu, care ne-a părăsit mișelește, nimeni nu face știri și nu ne apucăm să facem știri. Da? Sunt surse credibile de la care putem să preluăm aceste știri, oameni care fac asta profesionist și bine și în fiecare zi și pur și simplu o să-i folosim pe dânșii. Dacă cineva a bătut cărarea deja, noi nu ne rămâne decât să mergem pe această cărărușă. Și asta ar trebui să fie valabil pe orice alt domeniu, să nu inventăm nimic, să încercăm să folosim ceea ce deja este folosit și să creat și să încercăm să construim cumva deasupra, nu să ștergem tot ce a fost și să construim din nou. Mulțumesc mult că m-ați invitat și succes mai departe. Ne auzim și ne vedem. Mulțumim tare mult, Dumitru, pentru idei și susținere și felicitări din partea noastră pentru proiectul Casa Nouă de care te ocupi. Ultima, nu și cea din urmă, deloc cea din urmă, Dana Muntean, fondatoarea proiectului, platformei MentorMe, care, dacă nu greșesc, se alătură din Cambridge, Regatul Unit. Dana, te rugăm.
Mulțumesc, Victoria! Între timp m-am mutat în Bruxelles pe o perioadă scurtă, să-mi petrec sărbătorile aici, dar vă salut cu drag și sper că toți cei care ne privesc înțeleg că această inițiativă oferă o modalitate superbă de a ne amplifica vocea diasporei. Întrucât din 2013 mi-am început acest parcurs cu diaspora, deși nu făceam parte din diaspora, pe atunci puneam pe roate echipa de comunicare la biroul pentru relații cu diaspora și ce am înțeles în acel timp e că avem o diasporă superbă, dar foarte diversă. O diasporă care mereu iubește să discute, să dezbată multe idei, multe teme, dar o diasporă care are nevoie de un pic de ajutor ca să se conecteze și ca să înțeleagă unde să-și dedice cel mai bine timpul și energia. Deoarece cu toții știm, cel mai prețios asset sau resursă pe care o avem este timpul și timpul nu poate fi restituit. Pentru mine, conexiunile sunt la baza la tot ceea ce fac. Conexiunile m-au ajutat să, din biroul pentru relații cu diaspora, ulterior să devin diaspora aici în Marea Britanie și m-au ajutat să devin unul dintre fondatorii Galei Studenților originari din Republica Moldova, care, de fapt, va fi acum în decembrie și își propune să creeze conexiuni. Conexiuni între studenții cei mai buni de peste hotare, cu cei de acasă, cu autoritățile, cu proiectele de acolo, ca să contribuie la țara lor. După care, conexiunile de la Gală au creat proiectul MentorMe, practic proiectul care conectează liderii de azi cu cei de mâine, întrucât prin conexiuni, prin acest forum al Galei, am reușit să-mi găsesc echipa care lucrează prin entuziasm și prin voluntariat pentru ca să conecteze mentorii cu cei care sunt la început de drum sau care au nevoie de un sfat, ghidare și mai departe. Victoria m-a întrebat de ce cred că diaspora trebuie să se implice și cum am putea să-i motivăm mai bine. Eu cred că motivația vine din interior. Personal, pentru mine, rădăcinile sunt cele care mereu mă trag înapoi în țara de baștină și mă motivează și mă energizează și mă ajută să găsesc timpul și energia pentru a o dedica țărișoarei noastre, care, din păcate, încă este un paradis devastat, dar care, cred cu toții, ne dăm seama și realizăm că ar putea fi o țară cu care să ne mândrim, o țară care poate fi un model și pentru altele. Deci atunci când vă gândiți, am atâtea pe capul meu, când voi mai găsi acest timp și energie, gândiți-vă, poate nu voi veți reveni acasă, poate veți reveni la un moment dat, temporar sau permanent, dar aveți familie, aveți urmași care vor reveni acasă și pentru ei merită să ne implicăm, merită să investim și merită să creăm un viitor mai frumos, dacă nu pentru noi, dar pentru cei care încă cred și vin pe urmele noastre ca să demonstreze că se poate mai bine. Conexiunile este faptul ce ne unește pe noi toți. Eu cred că în pandemie noi toți am realizat că suntem niște animale sociale și fără conexiuni, fără comunitate, nu putem exista. Și de aceea cred că această nouă platformă, cred că s-a discutat deja că au fost inițiative de acest gen. Platforma este doar tehnologie. Platforma și succesul ei va fi influențat de noi toți, cei care vom contribui cu idei, cu proiecte, cu timp, cu expertiză. Contribuția diasporei nu este doar remitențele, nu sunt doar banii, nu este doar caritatea, dar și timpul, experiența și expertiza și rețeaua voastră de network. Deci, salut încă o dată! Cred că putem vorbi ore în șir la ce nu s-a reușit înainte cu alte platforme și cu drag voi împărtăși din experiența MentorMe, pentru că am lucrat la o platformă
Dar ce contează cel mai mult acum, eu cred, este faptul că noi toți suntem aici, într-o duminică, pentru unii e dimineață, pentru alții seară, nu contează, dar noi toți am decis că ne pasă și vrem să creăm ceva frumos împreună. Și sper că această platformă, această tehnologie va deveni o comunitate în sensul veridic al cuvântului. O comunitate vibrantă, energică, o comunitate în care să poți să te conectezi cu oricine, în orice colț al lumii și atunci când ai o idee și vrei să o implementezi și nu știi cum și unde să începi, să ai această posibilitate și să ai o comunitate de suport, un network de suport care să fie acolo pentru tine. Poate unii deja au implementat proiecte, poate alții sunt la început de drum, dar doar împreună vom reuși să fim parte din schimbare. La rândul nostru, comunitatea MentorMe, cu drag vom contribui cu mentorii noștri, unii dintre ei se află aici, în acest room, ca Vika Demici, Anastasia Condruc și mulți alții. Și sperăm că într-un an ne vom întruni și vom discuta despre multiplele proiecte pe care am reușit să le implementăm, de ordin social, cultural, economic, de caritate, împreună, datorită unui instrument care ne-a conectat, ne-a unit și nu ne-a dezbinat, așa cum suntem obișnuiți. Vă mulțumesc și mult succes! Mulțumim tare mult, Dana! Ai avut un mesaj formidabil de încheiere. Practic, ne bucurăm că ai avut acest mesaj de final. Lista noastră de intervenții, de vorbitori, a ajuns pe final, având în vedere că multe întrebări au fost ridicate și discutate pe parcurs, chiar dacă la noi erau rubrică de întrebări și răspunsuri, bănuiesc că noi cumva le-am cuprins pe parcurs, doar dacă cineva în mod special ar vrea să mai spună ceva. Dacă nu, eu aș vrea să vă mulțumesc foarte, foarte mult, a fost o discuție foarte comprehensivă și foarte utilă și cu multe sugestii și cred că noi neapărat vom face o discuție în care vom invita pe mai mulți dintre dumneavoastră, dacă o să vreți să participați, la o ședință mai tehnică, ca zicem așa, să discutăm chestiuni de oportunitate, cum am putea să le implementăm și care, într-adevăr, dintre ele ar fi cele mai importante pentru start, pentru început. O să încercăm să păstrăm cât mai mult comunicarea cu dumneavoastră, poate chiar pe platformă direct, dacă ați reușit să faceți conturile acolo. Și încă o dată vă mulțumesc tare, tare mult. Poate reușim să facem și un board, cineva a emis această idee, în care noi să putem formaliza anumite discuții și sugestii, să le punem în anumite priorități. Și cumva aș vrea să închei această întâlnire, pentru că deja am depășit cu mult timpul. Vreau să vă mulțumesc tare, imediat îi ofer cuvântul Galinei. Vreau să vă mulțumesc tare, tare mult pentru participare, să vă doresc sărbători cât mai frumoase și să fiți conectați cu cei dragi, indiferent unde sunteți. Și vă așteptăm cu mare drag și la următoarele întâlniri. Galina, te rog. Eu am vrut să menționez următorul fapt. După ce au vorbit toți cei prezenți aici și vă dați seama că cei din diaspora sunt doar o minusculă parte, cred că toți cei care ne-au urmărit și-au dat seama ce potențial enorm este diaspora și ce oameni experți s-au adunat astăzi aici. Deci eu îndemn pe toți să se alipească inițiativei voastre și încă o dată felicitări. Este un lucru enorm de bun. Succes tuturor nouă în dezvoltarea acestei platforme. Cred că va fi utilă absolut pentru fiecare. Mulțumesc mult și sărbători fericite! Mulțumesc tare mult și eu sper că noi ne vom reauzi cât de curând. Promitem să tragem de voi și voi sper să nu vă supărați. Mersi tare mult, sărbători frumoase și fericite pentru toată lumea. O zi frumoasă!